Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, de Wolfgang Buchne. Citește Daniel Sava. Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, care ar fi pentru dumneavoastră cea mai mare nenorocire? Cancer? Falimentul firmei? Pierderea locului de muncă? Faptul de a-ți petrece restul vieții într-un scaun cu rotile? Retrogradarea echipei de fotbal preferate? Ce răspuns ați da atunci când un reporter v-ar lua prin surprindere cu asemenea întrebare? Fiul unui renumit editor a răspuns recent la această întrebare în cadrul unui interviu. La întrebările privind hobby-urile, părțile tari și părțile lui slabe, el a răspuns plin de umor, spiritual și uneori cam sarcastic. Dar la întrebarea privind cea mai mare nenorocire care s-ar abate asupra vieții lui, răspunsul a fost neașteptat, scurt și uimitor. Dacă ar exista Dumnezeu. După cât se pare, acest bărbat era foarte conștient de faptul că, dacă Dumnezeu există cu adevărat, atunci îmi va cere o dată socoteală de viața mea. Și atunci ar reieși că viața mea de până acum a fost un plan nereușit, o intenție irosită, o greșeală tragică care nu se mai poate repara. Existența lui Dumnezeu are efecte revoluționare asupra criteriilor noastre de valoare. Atunci nu mai este ceva foarte important gradul avansat de poluare, cine conduce în campionatul de fotbal sau cine va câștiga alegerile. Genialul gânditor și scriitor danez, Søren Kierkegaard, a exprimat odată în mod potrivit această problemă. O singură viață ai de trăit. Dacă atunci când vine moartea se va constata că viața ta a fost bine folosită, adică se va afla într-o poziție bună față de eternitate, Dumnezeu să fie lăudat, dacă nu, atunci este o situație ireparabilă. O singură viață ai de trăit. Eu nu cred în reîncarnare ca hindușii sau ezotericii. Ideea că după această viață aș putea să mai am o altă viață, în cazul cel mai rău ca gândac de bucătărie, așa cum îmi zicea de unăzi o indiană, nu mă încântă și nu mă convinge. Eu consider că este demnă de încredere învățătura Bibliei, anume că fiecare om are o singură viață la dispoziție pentru care trebuie să dea socoteală după moarte înaintea lui Dumnezeu. Dar această convingere pe care o am nu-mi provoacă groază. Oare o viață nu capătă sens prin faptul că are un punct de referință stabil în afara marginii omenești? Aș dori să meditez împreună cu dumneavoastră la câteva probleme vitale și la posibilitatea existenței lui Dumnezeu. Și de asemenea să cercetăm dacă realitatea existenței lui Dumnezeu poate provoca numai consternare, ori găsim în ea răspunsuri clare, raționale și eliberatoare la cele mai profunde probleme și întrebări ale vieții noastre. Când cu secole în urmă, Copernic și Galilei au îndrăznit să dea publicității teoria lor revoluționară, conform căreia nu Pământul, ci Soarele este punctul central în jurul căruia se rotesc corpurile cerești, lucrul acesta a stârnit la început un asemenea val de indignare, încât Galileo Galilei, ca fiu credincios bisericii sale, și-a renegat eroarea ca să nu fie condamnat la moarte. Și totuși, el avea dreptate. Când în cele din urmă adevărul a învins, oare n-a adus această descoperire fundamentală cel puțin ordine și sens în gândirea noastră științifică? Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, atunci viața noastră este mai mult decât un dans în jurul porcului de aur. Care este scopul și sensul vieții mele? De unde vin și încotro mă duc? Înaintea mea se află multe vieți sau numai una singură? Există răspunsul pe care să mă pot bizui? Cine poate să știe ce este după moarte? Chestiunea sensului și scopului vieții noastre este de cea mai mare importanță, căci avem o singură viață. Multe lucruri în viață se pot reface. Un examen picat poate fi trecut în cele mai multe cazuri. Dar viața noastră nu este ca o bandă de magnetofon pe care poți să faci o altă înregistrare atunci când prima nu a reușit, ci este ca o clepsidră, un ceas de nisip în care nisipul se scurge încet, fără zgomot și totuși fără oprire. Sau ca o lumânare care arde până când se stinge și ultima licărire. Mulți care se află în spatele gratilor sau în serviciul militar obișnuiesc să tragă niște liniuțe ca semn pentru zilele care le mai rămân, bifând fiecare zi care a trecut, aducându-i astfel tot mai aproape de ziua eliberării.
De fapt, n-ar fi deloc ceva ne la locul lui dacă fiecare din noi am face o asemenea listă cu liniuțe a zilelor vieții noastre. Poate că în felul acesta am fi mai conștienți de unicitatea și irepetabilitatea fiecărei zile din viața noastră. Iar cândva, inevitabil, va fi bifată ultima zi a vieții noastre. Atunci va exista și un răspuns la întrebarea dacă viața trecută a fost utilă și și-a atins scopul. De fapt, este de neînțeles că niște oameni tineri sunt adesea prea ușuratici sau superficiali ca să mediteze asupra sensului vieții, iar niște oameni bătrâni dau la o parte întrebarea privind sensul vieții, deoarece viața lor aproape că s-a scurs. Mă gândesc la o evanghelizare făcută într-o închisoare din Germania, unde toți deținuți erau tineri. Grupa care avea pe inimă această lucrare și care o făcea în mod exemplar, pregătise pentru câteva zile un program compus din cântece, mărturii personale și un mic discurs pe care urma să-l țin eu. În fiecare seară se adunau vreo 60-100 de deținuți care stăteau în poziții necuvincioase pe bănci, vorbind în timpul programului, mestecând gumă și rânjind provocator, manifestându-și nemulțumirea cu prima ocazie. Nu au avut mult timp de așteptat, căci discursul meu avea tema cele 4 avantaje ale unui deținut din închisoarea X. Când am explicat la primul punct că ei, comparativ cu alți oameni, au avantajul că posedă timp ca să mediteze la viața lor, au început să mârie. Dar atunci când le-am recomandat insistent să nu-și piardă timpul cu fleacuri sau să-și tocească simțurile cu droguri, indignarea lor a crescut. Cu toate acestea, în cursul săptămânii au venit câțiva din acești tineri la discuții și au recunoscut că aici, în închisoare, au meditat pentru prima oară asupra vieții și relațiilor cu Dumnezeu. Este tragic că cei mai mulți oameni încep să-și pună cea mai importantă întrebare a vieții lor de-abia atunci când se îmbolnăvesc sau sunt în situații de criză. Dar viața noastră nu numai că este unică, ci e și scurtă, foarte scurtă, și faptul acesta dă o deosebită greutate întrebării referitoare la sensul vieții. Nu știu dacă și dumneavoastră vi se întâmplă la fel. Cu cât îmbătrânește omul, cu atât îi se pare că acele ceasornicului se învârt tot mai repede, iar anii trec ca vântul pe lângă el. Când eram preșcolar, somnul obligatoriu de după amiază mi se părea o veșnicie. După câțiva ani, luni dimineață la gimnaziu, mult doritul sfârșit de săptămână mi se părea nespus de îndepărtat. În cele din urmă, la intrarea în școala profesională, având un șef ciudat, trebuia să șterg praful fără rost timp de o oră și nu puteam imagina cum vor trece următorii ani de groază. Dar după ce ai trecut de prima jumătate a vieții, atunci lunile și anii zboară cu mare viteză pe lângă tine, exact ca ultimele boabe de nisip dintr-o clepsidră. Cineva care s-a întors de la cimitir a formulat în cuvinte un adevăr profund, zguduitor. Viața noastră este numai un semn de minus între două cifre. Așa de scurtă și totuși așa de hotărătoare. Ce tragic, dacă mai apucăm și lucrul acesta, este că după o viață de stres și goană, de-abia pe patul morții să ne punem întrebarea privitoare la sensul vieții. Răspunsul filozofilor. Filozofii și scriitorii moderni n-au găsit răspuns la întrebarea privind sensul vieții. Cei mai mulți dintre ei socotesc viața drept absurdă. Sartre spunea că suntem blestemați la existență sau condamnați la libertate. Albert Camus a ajuns la concluzia că în acest univers rece, străveziu și mărginit, trebuie să te mulțumești cu faptul că poate nu există nicio speranță și de aceea nicio mângâiere. Cu ani în urmă, am vizitat o expoziție mondială în Lausanne. La intrarea în expoziție, putea fi admirat un uriaș monstru metalic. Nenumărate manete se mișcau zgomotos într-o parte și în alta, niște roți se învârteau fără rost, totul se mișca scrâșnind și scârțâind la acest monstru. Dacă ai fi stat o vreme meditând în fața acestui construcții, ai fi ajuns la concluzia că acest monstru nu avea de fapt o altă funcție sau misiune decât să facă mult zgomot pentru nimic, ori să demonstreze zgomotos vizitatorilor expoziției lipsa de sens a vieții. Poate că cel care a conceput această mașină era un mic filozof care a exprimat în felul său ceea ce a știut înțeleptul Solomon cu secole în urmă. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Viața mea este numai singurătate. Janis Joplin, sărbătorită la sfârșitul anilor 60 ca regina rockului și idolatrizată de adolescenții Americii, ca o zeiță, numea viața un dans în jurul porcului de aur.
Odată a fost întrebată de un reporter despre sensul vieții ei. Răspunsul a fost: să mă îmbăt, să fiu fericită și să mă bucur de vremuri bune. Eu fac cu viața mea exact ceea ce doresc. Vreau să mă bucur de viață. Nu cred că se poate aștepta mai mult de la ea. Unui prieten, Yannis i-a spus: mai bine 10 ani foarte fericiți, exuberanți și destrăbălați, decât să ajungi în cele din urmă la 70 și să stai toată ziua la televizor într-un fotoliu plictisitor. Dar ea nici nu a împlinit 30 de ani, ci a murit la 27 de ani, la a 7-a încercare de sinucidere. Ea, care în concertele ei sălbatice avea totdeauna la îndemână o sticlă de whisky, a dispus în testamentul ei ca banii lichizi rămași de la ea să fie băuți de prietenii ei. 200 de ani i-au împlinit într-adevăr, 200 de fani i-au împlinit într-adevăr ultima dorință și au băut cei 2500 de dolari într-o petrecere la San Anselmo, iar cenușa ei a fost împrăștiată după propria ei dorință deasupra Pacificului. Unul din ultimele ei cântece suna: viața este numai singurătate. Cu câteva zile înainte fusese înmormântat Jimi Hendrix, care dobândise celebritatea de rege al muzicii rock. Un cunoscut critic muzical socotea că Hendrix a fost probabil cel mai mare muzician din generația sa. Fiecare din discursurile lui era un hit de milioane. Pentru o reprezentație, el primea suma fabuloasă pe atunci de 100.000 de dolari. Era sălbatic, turbulent, lipsit de măsură, toxicoman, având mania de a distruge. Adesea distrugea pe scenă atât un număr de chitare, cât și piesele de mobilier care ieșeau în cale. Hendrix avea cele mai luxoase mașini sport, arunca banii pe fereastră și cu toate acestea era un om nefericit. Astfel, odată a strigat publicului: ar trebui să țineți doliu când se naște un copil, când trebuie să vină un copil în lumea asta blestemată. Un cântec al său exprimă limpede că nici el nu a putut răspunde la întrebarea privind sensul vieții. O să trăiesc mâine, nu pot să spun, dar știu că astăzi nu trăiesc. În 18 septembrie 1970 s-a curmat brusc cariera legendară a lui Jimi Hendrix. Într-un hotel londonez, ca urmare a alcoolului îngurcitat și a somniferului luat, s-a înnecat cu propria sa vomă. Cu ultimele puteri s-a tărât la telefon. Telefonistul de la capătul celălalt al firului a transmis posterității ultimele lui cuvinte: fire ar să fie, am nevoie de ajutor, omule. Am mai putea aminti de Elvis Presley, al cărui mormânt a devenit între timp un fel de locaj de cult, de patima lui de a mânca, bulimie, și de a înghiți pastile de teama lui de viață și moarte. Elvis, care era dus uneori de câțiva din prietenii lui într-un Cadillac auriu, cu capota si de fie, pe scena de concert, și care locuia într-o clădire tip castel, ca într-o colivie de aur, înconjurat fiind de garda personală, și-a petrecut a 40-a aniversare în pat, pentru că era prea deprimat ca să se mai scoale. În ultimii ani de viață, a putut face față numai cu cantități uriașe de tranquilizante. În anul morții sale, cântărea peste 125 de kilograme și a murit de infarct în 16 august 1977, la vârsta de 42 de ani. După moartea sa, unul din fanii săi a făcut un rezumat amar: tot ceea ce i-am putut da a fost admirație și adorare, el idolatrizare care l-au dezumanizat și l-au făcut tot atât de plat și de bidimensional ca și posterul care îl reprezintă de pe zidul camerei mele. Am mai putea înșira o serie de nume ale unor muzicieni și actori renumiți, începând cu Jim Morrison până la cântărețul Nirvana, Kurt Cobain, care și-a pus capăt vieții prin sinucidere, supradoze de heroină sau chiar ruleta rusească. Ruleta rusească, probă de curaj sau mod de soluționare al unui duel prin care cineva își descarcă asupra sa un revolver cu încărcător în formă de tobă, încărcat doar cu un singur cartuș, fără să știe mai dinainte unde se găsește cartușul. Nici venerația fanilor entuziasmați, nici puterea pe care o aveau asupra oamenilor, ca să nu mai vorbim de bogăție sau de consumul de droguri, n-au făcut ca viața lor să merite să fie trăită. Este posibil însă ca aceste exemple să provoace o reacție de apărare. Acestea sunt exemple extreme. Eu nu sunt nici rege al rock-ului, nici star de cinema, ci un om foarte normal, al cărui venit ajunge pentru a mă achita în rate o casă proprietate personală, pentru a mă întreține o mică grădină de zarzavaturi și pentru a-mi petrece concediul la mare. Poate că faci parte din generația de după război,
care și-a văzut misiunea în ridicarea țării din ruine. Ai muncit și ai economisit bani ca să-ți poți cumpăra cândva mașina sau lucru pe care l-ai visat, sau să poți oferi copiilor tăi ceea ce ție ți-a lipsit când erai tânăr. Pentru asta, ai lucrat ore suplimentare, ți-ai ruinat sănătatea și ai riscat un infarct prematur. Iar într-o zi, urmașii tăi dau la ziar un anunț cu decesul tău în care scrie cam așa. Viața lui a fost muncă și iar muncă. Niciodată nu s-a gândit la sine, datoria lui supremă a fost să se cheltuie pentru ai săi. Oare pentru lucrul acesta se merită să trăiești? Lumea este frumoasă. Sunt apoi mulți dintre contemporanii noștri care, în ciuda prognozelor sumbre referitoare la viitor, privesc lumea cu niște ochelari trandafirii. De fapt, ce vreți? Viața este frumoasă și la fel e și lumea. Nu ne stricați buna dispoziție cu pesimismul vostru. Bucurați-vă de natura minunată sau de muzica clasică, ori de cea populară. Bucurați-vă de viață. Cine nu iubește vinul, femeile și cântecul, rămâne toată viața un nebun. Aceștia sunt oameni care trăiesc după principiul refulării. Ei ignoră faptul că suntem înconjurați de păduri pe cale să moară și de arme nucleare. Ei uită că cămările noastre devin pe zi ce trece tot mai pline de deșeuri industriale toxice, iar cancerul, sida, ca odinioară, ciuma neagră din evul mediu, fac tot mai multe victime în țările noastre. Refrenul unei șansonete de Gilbert Bécaud, numită Lumea este frumoasă, se termină cu strigătul cântărețului. Nu, 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 lumea nu-i frumoasă. E frumoasă doar în vis. Oare cum poți ca să râzi când mâine tot pământul poate fi în flăcări? Nu te mai gândi la asta. Cu siguranță că acesta este motoul vieții majorității oamenilor. Te bucuri de zilele de sărbătoare, de ieșire la iarbă verde, de sticla cu bere, de televizor și de fotbal. Săptămână de săptămână, an de an. Îți petrești timpul și duci o viață de mâna a doua prin intermediul televizorului. Din această obișnuință, ieși doar atunci când se ia curentul, ori atunci când televizorul are o defecțiune. Dar viața noastră nu este un joc nelimitat. Chiar dacă astăzi oamenii încearcă să-și refuleze gândul morții, lucrul acesta nu schimbă cu nimic faptul că fiecare cotidian conține știri și anunțuri de decese, iar cândva moartea va bate și la ușa ta. Când eram copil, mai erau care mortoare trase de cai și huruitul lor pe piatra cubică a străzilor făceau să ne treacă fiorii. Astăzi se încearcă alungarea spaimei morții prin vehicule funebre puțin zgomotoase și chiar vopsite în culori vii. În generațiile trecute, oamenii obișnuiau să se pregătească de moarte și își luau conștient rămas bun de la iubiții lor. Astăzi, mulți mor inconștienți și fără durere, prin așa numita eutanasie, legați de niște furtunuri într-o cameră de spital sau chiar pe coridor. Viața se scurge în mod singuratic și inconștient. O moarte umanitară. Dar toate refulorile nu schimbă nimic în faptul că gândul morții ne ia prin surprindere din când în când ca o fantomă și ne umple de neliniște, mai ales atunci când nu putem evita să nu luăm parte la mormântarea cuiva. Este foarte interesant să observi fețele unor oameni care asistă la o mormântare. Lângă groapă, privirea ți-e fixă și te simți foarte nedumerit. Tot mereu revine insistent gândul îngrozitor al propriei tale înmormântări. Te gândești cu groază că ar fi posibil să zaci într-un asemenea sicriu fără să fii murit cu adevărat și să fii silit să mori prin sufocare. Respiri ușurat când s-a terminat în sfârșit înmormântarea și te poți duce să bei ceva sau să te uiți la televizor ca să-ți schimbi gândurile. Este un lucru ciudat. Omul se gândește la toate eventualitățile posibile și face o serie de asigurări pentru toate împrejurările imaginabile. Numai cu un singur fapt, absolut, sigur și inevitabil nu ne ocupăm, anume că trebuie să murim. Băiatul meu cel mare avea cam 18 ani atunci când am intrat odată în camera lui și l-am văzut în timp ce ședea la masa de scris că acoperă stingherit un bilețel. La întrebarea mea ce era acolo de ascuns, mi-a răspuns șovăielnic. Îmi scriu testamentul. Trebuie să mărturisesc că am fost șocat mai întâi. Primul meu gând a fost, băiatul ori are necazuri sentimentale, ori e cam derutat. Un tânăr în floarea vârstei nu se gândește în mod normal cine o să ia după moarte ceva din puținul lui avut, nu-i așa? Firește că în clipa următoare m-am simțit vizat aici, deși eram cu 24 de ani mai în vârstă,
nu făcusem încă testamentul. Oare nu este ceva logic și înțelept ca, așa cum a zis odată Matias Claudius, să privești viața de la Catedra Morții? În orice caz, am face multe lucruri mai bine, unele altfel, iar cele mai multe nu le-am mai face deloc dacă am avea o relație necrispată cu scurtimea și vremelnicia vieții noastre. Există oare un răspuns? Îmi amintesc bine de ziua în care m-am pus în funcțiune prima mea mașină de scris electronică cu memorie și pe ecran. Până atunci eram obișnuit cu una mecanică sau electrică și credeam că o să învăț repede să lucrez și cu cea nouă. Mi s-a părut pierdere de vreme să citesc lungile, amănunțitele și complicatele instrucțiuni. De aceea am început să scriu până ce am atins o tastă greșită. Mașina începea să țiuie de fiecare dată când atingeam o tastă nouă, iar pe ecran se înșiruia de fiecare dată doar un singur cuvânt după celelalte. Nu, nu, nu. Nimic nu mai mergea. Necăjit, am luat broșura cu modul de întrebuințare, am deschis-o la prima pagină și m-am simțit luat în zefile mea de prima propoziție pe care am citit-o. Dacă vreți ca aparatul cumpărat să vă producă bucurie, atunci citiți cu atenție acest mod de întrebuințare înainte de a pune mașina în funcțiune. Oare nu la fel se întâmplă și cu viața noastră? Începem să ne trăim viața, ne se pare că știm totul mai bine ca alții și deodată ne găsim înaintea unei probleme de nerezolvat și o voce din noi strigă: nu, nu, nu. Ce bine este atunci să avem la îndemână un mod de întrebuințare pentru viața noastră care ne dă informații exacte despre modul în care poate fi modelată și trăită la modul optim viața noastră, astfel ca să-și merite denumirea de viață. Ca să știm cum funcționează complicata mașină numită om, trebuie să-l întrebăm pe cel care a inventat-o și să îi luăm în seamă indicațiile. Să recunoaștem că avem nevoie de timp și de o minte limpede ca să înțelegem Biblia, modul de întrebuințare al lui Dumnezeu pentru om. Celui obișnuit, până aici doar cu povestiri în benzi desenate, îi va veni greu să poată citi un text fără imagini și bule care ies din gura unui personaj și în care sunt scrise cuvintele pronunțate de el. Dar este singura cale logică și înțeleaptă ca să aflăm ceva de încredere despre viața noastră. De unde venim, încotro ne ducem și care este scopul vieții, precum și modul de a ieși dintr-un impas. Ce spune Creatorul despre scopul și menirea vieții noastre? Informațiile din Noul Testament referitoare la viața lui Isus conțin o relatare interesantă. Un bărbat instruit aleargă dintr-o dată la Isus și îi pune o întrebare care i-a dat multă bătaie de cap. Îi redau întrebarea folosind cuvintele mele: bunule învățător, mă chinuie de multă vreme o întrebare la care, deși am studiat teologia, n-am primit răspuns. La ce s-a gândit Dumnezeu când l-a creat pe om? Ce menire am eu pe pământ? Ce anume dă sens vieții mele? La aceasta, Iisus i-a răspuns cam așa: îți voi spune cu plăcere ce așteaptă Dumnezeu de la tine și scopul pentru care te afli pe pământ. Trebuie să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Și în același timp mai ai o altă misiune importantă: să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este menirea lui Dumnezeu pentru viața ta. Poate că acest răspuns pe care l-a dat Iisus bărbatului instruit e la fel de înspăimântător pentru tine ca și concluzia lui Galilei pentru contemporanii lui, prin care concepția lor de până atunci despre lume a fost răsturnată. Dar oricine este gata să-și schimbe părerea și să accepte modul de întrebuințare al Creatorului nostru, va constata că dacă urmează aceste indicații, va avea libertate, bucurie și pace. Lucrul acesta este ca și cum ai arunca în apă un pește care până atunci s-a zbătut pe uscat sau ai elibera o pasăre din închisoarea coliviei ei. Orice altceva ar însemna ratarea țintei sau exprimat printr-o noțiune biblică: păcat. Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, atunci păcatul n-ar avea de-a face numai cu Flensburg. Flensburg, oraș din Germania unde se centralizează toate abaterile rutiere din întreaga țară. Doctorul zice că am ficat urmărit, a afirmat Janis Joplin cu puțin timp înainte de moartea ei și, iritată de acest diagnostic, a adăugat: nu o să mă mai duc niciodată la doctorul ăsta.
În felul acesta, poate proceda cineva cu un diagnostic de specialitate care, eventual, i-ar putea salva viața. Din păcate, mulți oameni reacționează la fel atunci când află sentința lui Dumnezeu în legătură cu viața lor. Rezultatul este distrugător prin claritatea lui, dar ar putea constitui premiza salvării vieții în cazul în care simptomele bolii n-ar fi ignorate. Noțiunea păcat pare să fie pentru mulți oameni un fel de rămășiță din evul mediu, care nu spune astăzi mare lucru. Este limpede că și acestei noțiuni biblice i s-a dat un alt înțeles. Să presupunem că m-aș duce cu un casetofon și un microfon în gara orașului Köln și aș lua acolo interviu câtorva oameni ca să-mi fac o părere de ansamblu despre ceea ce înțelege omul de astăzi prin păcat. Rezultatul interviului ar arăta aproape sigur cam așa. În apropierea mea se află, cam plictisit, un polițist și încep cu el seria interviurilor. Scuzați-mă, domnule, sergent major. Colaborez la un sondaj de opinii. Îmi permiteți să vă întreb la ce vă gândiți când auziți cuvântul păcat? La Flensburg, domnule, la Flensburg. Vine răspunsul ieșit parcă din țeava unui pistol. Informăm bicicliștii și cititorii din străinătate că în orașul Flensburg se află fișierul contravenților rutiere. În timp ce apăs pe tasta stop, iar polițistul aruncă o privire critică unor petrecăreți care lălăie un cântec pe când se întorc de la carnaval, folosesc ocazia ca să mă adresez acestor domni. Uitați care e problema. Fac un sondaj de opinii și vreau să constat ce anume se înțelege aici, în orașul acesta, prin cuvântul păcat. În timp ce țin microfonul sub nasul unuia dintre tovarăși, tovarășii lui au și dat tonul unui cântec pe care îl cântă în chip de răspuns, stând braț la braț și cu ochii cam sticloși. Toți suntem mici păcătoși, totdeauna am fost așa, totdeauna a fost așa. Domnul Dumnezeu ne va ierta, totdeauna a fost așa, a fost așa. De ce să devenim deja pe pământ niște îngerari? În vreme ce ei continuă să cânte cât îi ține gura, iar polițistul luase deja o oarecare distanță, strâmbând din nas disprețuitor, partenerul meu de discuții îmi explică. E un cântec compus de cetățeanul de onoare al orașului Köln, Vili Milovici. Între timp, în orașul nostru s-a și format un mic ciorchine de oameni și câteva doamne corpulente mai în vârstă, care se întorceau tocmai atunci de la cafeneaua de lângă domul din Köln, participă la sondajul de opinii. Una strigă râzând, arătându-și talia. Ha, ha, păcat! Chiar acum am păcătuit din nou. Feliile de tort cu căpșuni, ornat cu frișcă, asta înseamnă 1000 de calorii în plus. Poate fi dragostea un păcat? Întreabă un tânăr din cerc, zâmbind ostentativ în timp ce amintește de Hildegard Knef. Așa s-ar putea continua. Și dacă l-am putea întreba pe filozoful Friedrich Nietzsche, probabil că răspunsul lui cinic ar suna astfel. Preoții au inventat păcatul, această formă de auto-învinovățire a omului, pentru ca să stăpânească peste oameni și să facă imposibilă orice înălțare și distincție. 8 din 10 teologi, dacă ar fi întrebați, ar răspunde: păcatul este o noțiune din evul mediu. Cu câteva secole în urmă, a existat un om numit Martin Luther. El avea probleme cu păcatul. Păcatul, asta e problema celor inhibați. Astăzi nu mai avem nimic de a face cu păcatul. Dacă pentru omul modern, noțiunea de păcat nu mai înseamnă aproape nimic, cu siguranță că vina ne revine în cea mai mare parte nouă, creștinilor. Am devenit atât de docili, de îmblânziți, încât ne rușinăm să ne declarăm de partea etaloanelor morale ale lui Dumnezeu. Cine mai cotează astăzi să numească avortul crimă, divorțul urăciune înaintea lui Dumnezeu și minciuna nelegiuire. Noi creștinii nu mai suntem lumina și sarea pământului, ci opaițurile și glazurile de zahăr ale unei societăți egoiste, dezorientate. O parte din liderii spirituale ai secolelor trecute au sfârșit arși pe rug pentru că știau că erau datori să spună oamenilor adevărul și îi spuneau păcatului pe nume. Astăzi, liderii cunoscuți ai creștinătății își primesc nu rare ori ordinele și medaliile din mâinile unor politicieni al căror zâmbet profesional ar dispărea dacă și-ar da seama de sentința lui Dumnezeu asupra corupției, ipocriziei și egoismului. Dar chiar și dacă eșecul multor creștini a contribuit într-o măsură foarte mare la dispariția
conștiinței vinovăției în societatea noastră, asta nu schimbă cu nimic sentința lui Dumnezeu asupra stării morale a fiecărui om în parte. În timp ce umanismul, precum și teologii și psihologii influențați de el, ar vrea să ne lămurească faptul că omul este în esență bun și numai împrejurările lui nefavorabile sunt vinovate de comportamentul său greșit, sentința Bibliei este clară și realistă. Ea ne învață că fiecare om este vinovat în mod fundamental și este un dușman al lui Dumnezeu, stricat și incapabil să facă ceva bun. A se citi la mijlocul Noului Testament, în scrisoarea adresată Romanilor, capitolul 3 și 5. Biblia afirmă chiar că fiecare om vine pe lume ca păcătos și e doar o chestiune de timp și de împrejurări ca acest lucru să se manifeste în cuvinte și fapte. Am văzut în familia noastră cum au crescut 7 copii. Nici eu, nici soția mea nu le-am explicat cum se minte, ce înseamnă neascultarea sau invidia și totuși a venit și clipa șocantă în care micuții care păreau atât de nevinovați au mințit pentru prima dată și au dat dovadă de invidie, gelozie și egoism. Oare nu arată milenii din istoria omenirii și propria noastră experiență de viață că în caracterul fiecărui om este ceva putred și că numai educația și frica de pedeapsă țin în frâu, într-o oarecare măsură, răul? În 1990, triplul criminal Wesley Allen Dodd a fost condamnat la moarte în Washington. El însuși a cerut să moară spânzurat, nu să i se facă o injecție cu o travă. Le ceruse avocaților săi să suspende orice încercare de a-l salva. Din celula morții a scris: trebuie să fiu executat înainte de a avea posibilitatea să evadez și să ucid din nou. Dacă scap, știu cu siguranță că voi ucide și voi viola iar, savurând fiecare minut în acest fel. Omul acesta se cunoștea pe sine și era suficient de sincer ca să-și rostească singur sentința. Înaintea ochilor lui Dumnezeu stau pe banca acuzaților Papa, Maica Tereza, Albert Schweitzer, Stalin, Hitler, Dodd, dumneavoastră și cu mine, sub incidența aceleiași sentințe, vinovat. În ceea ce privește numărul și gravitatea păcatelor, suntem oarecum îndreptățiți să facem niște deosebiri, dar în ceea ce privește calitatea noastră morală în fața lui Dumnezeu, cu toții ne aflăm sub sentința lui Dumnezeu. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Roman 3:23. În vreme ce noi ne tratăm în mod ușuratic abaterile și greșelile morale și minimalizăm păcatul, toți suntem mici păcătoși în ochii lui Dumnezeu. Fiecare păcat este o catastrofă care ne desparte de comuniunea cu Dumnezeu și are ca efect o condamnare prin însăși sfințenia lui Dumnezeu. Păcat nu este numai, cum deseori se presupune, minciuna, ura, invidia, neîmpăcarea, lipsa dragostei, hoția, adulterul, etc., ci adevăratul păcat originar este ateismul nostru, ruperea independența noastră de Dumnezeu. Adevărul este că nu ne-a trecut până acum nici o clipă prin minte să facem ceva pentru care am fost creați, să-L iubim pe Dumnezeu, să-I mulțumim și să trăim în dependență de El. Felul în care ne-am îndepărtat și ne-am rătăcit de Dumnezeu este potrivit exprimat de Marlene Dietrich într-un cântec. Nu știu cui îi aparțin, dar cred că mi-aparțin doar mie. Cu alte cuvinte, îmi aparțin și tocmai de aceea pot să fac ce-mi place cu stomacul și, în final, cu viața mea, tocmai aceasta înseamnă păcat. Omul modern, care nu cunoaște nicio autoritate și care nu este îndatorat niciunui Dumnezeu, este denumit major și autonom. Se crede că în aceasta se poate recunoaște un mare progres. O realitate, o asemenea concepție despre lume și viață, duce totuși la o orbire crescândă și la îngrozitoarea singurătate și stare de pierzare a omului de astăzi care rezultă din ea. Friedrich Nietzsche este un exemplu elocvent al acestui lucru. În anii tinereții, acest fiu de preot a renunțat la credința sa în Iisus Hristos și a devenit apoi, de-a lungul anilor, un batjocoritor care își exprima în toate scrierile sale ura personală împotriva lui Dumnezeu și își vărsa focul pe Biblie și pe creștinism. El socotea creștinismul ca un mare blestem, o putreziciune interioară, o pată rușinoasă, nepieritoare, pe fața omenirii și explica: Dumnezeu a murit, să trăiască acum supraomul. Și totuși acest om, cu toată grandomania sa,
a fost singur și plin de amărăciune și el își exprimă zguduitor de sincer, într-o poezie, adâncul și chinuitorul sentiment al pierzaniei. Corbi, în zbor, fâlfâitor, spre oraș vin iară. Va fi omăt, vai de cel ce n-are țară. Acum stai mut, privind în urmă cât de mult, nebun ce ești, fără de nume, scăpat de iarnă, plecat în lume, o poartă lumea către deșerturi reci, tăcute, mii, cel ce o pierde, pierdut e, fără odihnă în pustii. Acum stai palid, blestemat, istovit de-al iernii ger, tu ești un fum, spre ceruri lece, sus în drum. Sus pasăre, către mai sus, zboară-ți cântecul în pustie dus, inima de nebun, sângerie, ascunde-o în gheață și în ironie. Corbii în zbor, fâlfâitor, spre oraș vin iară, va fi omăt, vai de cel ce n-are țar. După ultima sa operă, Anticristul, Nietzsche, aproape orb, a căzut într-o demență care a durat 12 ani până la sfârșitul vieții lui. Cu toate acestea, visul supraomului și-a găsit un sfârșit tragic, vai de cel ce n-are țar. Cu totul diferit, a decurs viața marelui reformator Martin Luther. Convins de existența lui Dumnezeu și pătruns de o adâncă conștiență a păcatului, el a intrat în mănăstiri încă de tânăr, pentru ca să găsească acolo, prin exerciții de căință și în stilul unei evlavii ascetice, pacea cu Dumnezeu. Însă toate exercițiile evlavioase i-au conștientizat însă și mai mult starea de pierzare și vinovăția sa înaintea lui Dumnezeu, astfel încât în disperarea lui s-a comparat cu un sac putrezit de vieri. Luther, cunoscut pentru modul dur al exprimării, a ales această imagine drastică pentru că era absolut convins de stricăciunea și păcătoșenia deznădăjduită a vieții sale. Nu știu dacă ați ridicat vreodată un sac putrezit care a zăcut ani de-a rândul într-o pivniță umedă. A doua oară, vă spun din proprie experiență, o veți face numai cu un clește. Un sac putrezit. Ce scârbos! Așa se vedea Luther pe sine și exprimă lucrul acesta într-un mod cam neobișnuit într-unul din vechile sale cântece. Al diavolului prizonier eram, pierdut zăceam în moarte. În propriul meu păcat mă zvârcoleam, născut în el mă perpeleam de moarte. Mă afundam din ce în ce mai greu, nici o fărâmă bună nu găseam în traiul meu. Păcatul mă avea, târându-mă în moarte. Acest bărbat nu era un psihopat, ci un om care se cunoștea pe sine însuși, un om care aruncase o privire în străfundurile ființii sale rele. Totuși acolo, într-o chilie strâmtă de mănăstire, a găsit lumină și căldură pentru sufletul lui disperat atunci când a început să citească Noul Testament. Deznădejdea i s-a transformat în bucurie, captivitatea în păcat i s-a preschimbat în libertate atunci când a experimentat eliberarea prin Iisus Hristos. Dacă lucrul acesta nu ar avea consecințe atât de tragice, am putea râde de el. În timpul celor aproape 500 de ani după Luther, mulți dintre pedagogii, psihologii și teologii noștri au exclus din vocabularul lor cuvântul păcat și vor să ne facă să credem cât de nobil, de săritor și de bun este omul și că noi toți avem motive să fim convinși de propria noastră valoare. Georg Danzer, care nu este de fapt preot, ci interpret de șlagăre, cântă despre reversul acestor lucruri. Omul nostru e o stârpitură lașă și reată ticăloasă. Chiar prietenul cel mai bun și l-ar vinde, miroase greu a om oriunde. Și în final, cât și-ar dori să fie bun, gata să ajute drept și nobil stăpân, ca îngerul ascuns în el să nu mai fie diavol de fel, căci în a lui ființă are o conștiință care îi spune că e rău, tot face pe placul său. Cu dreapta răul făptuiește, chiar și cugetul smintește. Și în mine, mai adânc, zace ceva ce deplâng. Deci o spun acum curat, e trist, dar adevărat. Astfel, un compozitor modern, folosind cuvintele la fel de severe, nu exprimă nimic altceva decât ceea ce descoperise Luther și mulți alții înainte și după el, atunci când au fost sinceri cu ei înșiși. Putem oare să mai credem în bunătatea omenească după Auschwitz, arhipelagul Gulag, Bosnia, etc.? Perioada recentă din istoria omenirii nu a infirmat oare toate teoriile umaniste și nu ne dovedește că Biblia are dreptate din diagnosticul pe care îl pune stării omului? Picioarele lor sunt gramnice să verse sânge, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor.
nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Roman 3, 15-17. Dacă e adevărat acum că omul este iremediabil bolnav și pierdut prin păcat, există oare atunci un medicament, o intervenție din afară, care l-ar putea schimba pe om? Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, atunci crucea este mai mult decât o bijuterie la modă. Câte utilizări nu a mai primit crucea? Ca podoabă la modă, atârnată de un lănțișor în jurul gâtului, asigură un câștig frumos celor ce vând bijuterii, tipiduri și o tatuează pe braț, iar alții o folosesc ca talisman ori semn aducător de noroc, în același fel în care alții folosesc o podcoavă de fier sau un semn zodiacal. Alții, la rândul lor, văd în cruce o armă secretă sau un semn al exorcismului care poate îndepărta influențele nefaste. Celebrii fotbaliști sud-americani își fac cruce înainte de începerea jocului, după un gol sau o schimbare în teren, de parcă acest ritual ar putea influența înfrângerea sau victoria. Mulți oameni, atunci când aud pronunțându-se cuvântul cruce, văd negru, verde, alb sau roșu, ei gândindu-se atunci în mod automat la vreo organizație care și-a ales o cruce colorată ca simbol al activității ei în domeniul iubirii aproapelui. Cei mai mulți păstrează crucea ca pe un semn al evlaviei, mergând cu gândul la botez, nuntă, înmormântare sau la biserică, capelă și cimitir. Mai există apoi și cei care fierb interior atunci când li se amintește de cruce. Ei o disprețuiesc pentru că nu văd nimic altceva în cruce decât un instrument de tortură sau un loc de execuție. Ei nu pot înțelege deloc cum poate cineva să fie atât de mărginit încât să transforme în mod intenționat un semn al neputinței și al morții în simbol al credinței creștine. Dând din cap dezaprobator, ei vorbesc despre cruce ca esența glorificării sadomasochiste a durerii, cum o face Joachim Kall în cartea sa Din mizeriile creștinismului. Chiar și Goethe, care credea în victoria binelui și a nobleții de caracter, nu se putea împăca cu un semn al înfrângerii. A numit acest lucru drept cel mai respingător și dezgustător de sub soare și a scris: pot să suport multe. Cele mai multe lucruri neplăcute le îndur cu un stoicism liniștit, așa cum îmi sugerează Dumnezeu. Puține sunt însă la fel de antipatice ca otrava și șerpii. Patru sunt acestea: fumul de țigară, plojnițele, usturoiul și crucea. Nu, chiar dacă întâlnești la fiecare pas un anume soi de cruce, cu cel crucificat nu e nimic de făcut. Într-una din cărțile lui, Helmut Ludwig povestește istoria unei licitații. Cineva murise și lucrurile rămase după el zăceau pe mesele unui restaurant unde trebuia să aibă loc licitația. Un număr de oameni se prezentaseră și evaluau acum tacâmurile, formele de prăjitură și ceea ce mai rămăsese din mobilierul casei înainte ca licitatorul să deschidă licitația. O cruce veche din lemn ieșea în evidență straniu de nepotrivit dintre mărunțișuri, arătând ne la locul ei acolo. Curând a început adjudecarea ofertelor și, când a venit rândul crucii de lemn, licitatorul și-a pus în joc toată arta sa oratorică pentru a-i face reclamă. O piesă veche, frumoasă, care nu mai e întreagă, dar totuși e o piesă de ornament. Cine oferă? Tăcere lungă, penibilă. Să-i dăm drumul, să pornim de la puțin. Hai să spunem două mărci. Cine oferă două? Tăcere. Unii fixau pereții, alții priveau în podea. Nimeni? Dar onorații mei, domni, o piesă frumoasă. Cine oferă două mărci? Ce sunt două mărci? Să fie o marcă 50? Nici de data aceasta vreo ofertă. Totuși, licitatorul știa să se descurce. El s-a întors cam necăjit spre cele două ajutoare ale sale și le-a șoptit: să adăugăm ceva, hai, setul de tacâmuri, deci, ei bine, gata, setul de tacâmuri și sucitorul de aluat. Mult stimată audiență, un sucitor și un set de tacâmuri, ca supliment pentru această unică și frumoasă cruce. Văd că e puțin deteriorată, dar ce contează? Pentru două mărci mai întâi. Cine merge cu două mărci? Acum o femeie în vârstă a strigat: două. Un bărbat în vârstă a oferit 2,50. Femeia a renunțat. 2,50 prima oară, a doua oară, a treia oară. Crucea cu suplimentul ei îi aparținea acum bătrânului. Ei, vedeți, a râs licitatorul, care acum era din nou stăpân pe situație. Trebuie doar să adaugi ceva. Este numai din cauza tacâmurilor. Au fost așa de ieftine. S-a apărat bătrânul ținând crucea în brațe. Licitația a continuat. Bătrânul cu crucea s-a îndreptat spre ieșire. Marmura aproape
murmura aproape scuzându-se. Ce să fac acum cu crucea? O doamnă nu prea tânără și-a dat cu părerea. Ați luat ieftin suplimentele la prețul ăsta. Când licitația a luat sfârșit și oamenii au părăsit sala, au văzut pe casa scărilor restaurantului așezată pe o consolă crucea. Nimeni nu vrea, a spus un tânăr cu înfățișare energică. Poate că de fapt gândea, dintotdeauna a fost așa, dar n-a spus nimic. Jumătate de oră mai târziu a părăsit și licitatorul localul și a văzut crucea rămasă fără stăpân. A luat-o cu el. Poate că va fi licitată încă o dată. Oamenii o iau numai dacă îi se adaugă un supliment. Secole de-a rândul a încercat creștinătatea prin suplimente să aducă crucea și pe cel crucificat la om. Prin sport creștin, muzică rock creștină, politică creștină, grătare și bere gratuită, se încearcă atragerea lumii. Oamenii iau suplimentul la licitație, dar cel crucificat rămâne singur. Nimeni nu-l vrea. Dintotdeauna a fost așa. Atunci când Iisus s-a născut în Betleem, nu s-a găsit niciun loc pentru el. Un graj murdar a fost tot ce-i mai rămăsese. După câteva luni, părinții săi au trebuit să fugă cu el în Egipt, pentru că gărzile regelui Irod erau pe urmele lui. Atunci când, tânăr fiind, și-a ținut prima sa predică în orașul său natal, Nazaret, oamenii au vrut să-l arunce de pe munte. Faptul că el îi săturase cu pâine a făcut ca mulțimea poporului să-l urmeze o perioadă de timp, dar entuziasmul s-a transformat curând în ură. Ei voiau doar suplimentul și când au observat că pe Iisus îl interesa altceva, că el le-a dezvăluit și foamea sufletelor lor, au luat pietre ca să-l omoare. El n-a avut cămin. Noaptea îl găsea pe muntele măslinilor, unde se culca sub vreun copac sau vreun tufiș. Când un tânăr în entuziasmul său aprins își exprima dorința de a-l urma, Iisus i-a adus aminte că vulpile au vizuini pentru puii lor și păsările au cuiburi. Dar pentru el, fiul omului, nu există pe acest pământ niciun adăpost exterior. Despre acest tânăr nu mai citim nimic în Biblie. Probabil că a reflectat încă o dată asupra situației și apoi a bătut în retragere. Suplimentele, da, dar Iisus însuși, nu. Nimeni nu-l vrea. Atunci când suplimentele n-au mai corespuns așteptărilor lor, la sfârșitul carierei sale scurte, l-au părăsit și prietenii. Unul dintre ei s-a lăsat cumpărat de dușmanii lui Iisus pentru un pumn de bani, devenind trădător, iar cel care se număra printre cei mai din credere ai lui Iisus a spus sub jurământ că nu-l cunoaște și că nu vrea să aibă ceva de a face cu el. Ca în jocul de cărți, Popa Prostul, unde cărțile trebuie pasate cât mai repede posibil următorului jucător, Iisus, prizonier al evreilor, a fost trimis romanilor și apoi din nou evreilor spre a fi judecat. Nimeni nu vrea să-și murdărească mâinile, dar foarte curând în Ierusalim a răsunat un singur îndemn, un simplu strigăt, la cruce cu el. După ce procuratorul roman Pilat le-a dat cale liberă în ceea ce vreau să facă, o mulțime întărătată de oameni se revărsa în aceeași direcție, spre Golgota, într-o armonie ciudată, neobișnuită. Teologi, meseriași, patroni și angajați, șomeri, bătrâni și tineri, mame și copii, bogați și săraci. Cei care până atunci se urâsere de moarte erau acum mânați din spate de oameni care se pricepeau cum să atâțe la maxim emoțiile unei mase de oameni. Ei nu cereau războiul total, ci înlăturarea imediată a unui bărbat care, prin dragostea sa de adevăr și claritate de plină, i-a scos în așa măsură din sărite încât nu l-au mai putut suferi. Acum vreau cu toții să-i ia viața. În afară de aceasta, nu le era indiferent nici felul în care va muri. Uciderea cu pietre li se părea prea umană, iar lucrarea unui călău era un spectacol prea scurt. Nu, trebuia să fie un spectacol de neuitat. Trebuia să moară încet, în chinuri, de plin conștient și vreau să asiste cu toții pentru ca să aibă ocazia de a-și putea ușura ura și arăta disprețul. Astfel, și ajunsese la acel strig, la cruce cu el. Acest înfiorător mod de execuție, prin care condamnații mureau uneori după zile întregi de chinuri îngrozitoare, nu era o invenție a romanilor. Ei preluaseră această metodă de la cartaginezi. Aceștia aveau convingerea că pământul era sfânt, de aceea răufăcătorii executați nu trebuiau să profaneze niciodată pământul prin aceia care erau înmormântați în acest pământ sfânt. Astfel, a fost găsit un mod de execuție prin care condamnații își sfârșeau viața, ca să zicem așa, în afara acestui pământ sfânt, iar cadavrele lor deveneau hrana vulturilor și a altor animale sălbatice. Precis că romanii nu preluaseră
acest mod de execuție din cauza filozofiei lui. Pur și simplu ei considerau că ai omorât pe răufăcători în acest fel era ceva practic și cu efecte bune în intimidarea altora. Crucea, răspunsul oamenilor la dragostea lui Dumnezeu. Originea acestui mod de execuție ne lămurește despre ce a fost vorba pe atunci la înlăturarea lui Iisus Hristos. Trebuia să fie clar pentru toată lumea că aici pe pământ nu era loc pentru acest om care pretindea că este Fiul lui Dumnezeu. Nu, pământul era văzut a fi prea sfânt pentru el. El trebuia imediat exclus. Parcă vreau să spună, fă în așa fel încât să te întorci acolo de unde ai venit. Nu te vrem și nici nu avem nevoie de tine. Lasă-ne în pace cu învățăturile tale ciudate. Ești un factor care deranjează în biserica noastră și în societate. Afară! Astfel că nu și-au găsit odihna decât atunci când pe dealul Golgota, înconjurat de doi răufăcători crucificați, a fost pironit pe o cruce și apoi lăsat la bunul plac al mulțimii ca să fie bagiocorit și luat în râs. Există ore astrale în istoria omenirii. Stefan Zweig a scris despre acest lucru. În cartea sa prezintă evenimente istorice renumite care au schimbat în mod hotărător istoria omenirii. Dar există și ore în istoria omenirii care sunt marcate de întuneric abisal. Ore pe care am dorit să le facem să dispară, care însă rămân ca un document pentru cât de mare este răutatea omului. Odinioară, când oamenii și-au omorât Creatorul pe o cruce, a devenit clar odată pentru totdeauna cât de deznădăjduit, de mincinoasă este dreptatea, religiozitatea și, dragostea de adevăr a omului. Căci cel pe care l-au omorât, triumfând pe cruce, era Fiul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu personificată. Vă amintiți poate binecunoscutul verset din Noul Testament. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Pe fondalul acestei declarații devine clar faptul că această cruce pe care a fost omorât Fiul lui Dumnezeu este răspunsul oamenilor la dragostea lui Dumnezeu, pumnul strâns al Creatorii îndreptat împotriva Creatorului său. Filozoful Søren Kierkegaard a meditat adesea în legătură cu crucea. Undeva în cărțile sale a scris: pentru mine este de ajuns acest lucru. Am văzut iubirea trădată și am înțeles ceva despre mine însumi, și anume că și eu sunt un om și că a fi om înseamnă a fi un om păcătos. Cel crucificat de neamul omenesc a fost salvatorul. Tocmai de aceea mă simt ca unul care aparține neamului omenesc, că am nevoie de un salvator. Ca unul căruia i s-a făcut tare frică de el însuși, vreau să-mi caut refugiul în el, cel crucificat. Pe el vreau să-l rog să mă salveze de rău și de mine însumi. Eram tânăr când am înțeles ce anume s-a petrecut pe Golgota și de atunci n-am mai putut trăi ca până în clipa aceea. Crucea mi-a deschis ochii asupra păcătoșeniei și vinovăției mele, rămânându-mi doar două dorințe: să fiu eliberat de povara vinovăției mele și apoi să am o ocazie de a răspunde dragostei de neînțeles a Domnului meu Iisus Hristos într-un mod adecvat prin viața mea. Poate oare un om să treacă neutru pe lângă această cruce? Dumneavoastră puteți? Crucea, răspunsul lui Dumnezeu la ura oamenilor. Până acum a fost clarificată numai o latură a crucii. Pe Golgota s-a arătat nu numai cât de mult l-au urât oamenii pe Dumnezeu, ci crucea stă și ca o mărturie de necontestat pentru nemăsurata dragoste a lui Dumnezeu față de oameni. Dacă aș avea voie să vorbesc în termeni umani despre Dumnezeu, atunci aș spune că Dumnezeu are în primul rând două mari calități. Una este absoluta sa sfințenie și dreptate. El nu poate tolera păcatul, nici nu-l poate trece cu vederea. Ca un procuror incoruptibil, el trebuie să ceară o pedepsire dreaptă a fiecărui păcat. Cealaltă mare calitate a lui Dumnezeu este dragostea sa absolută. Dorința sa este ca toți oamenii să vină în contact cu el și el să le dea harul, pacea și bucuria sa. Dreptatea sa cerea condamnarea tuturor oamenilor, pentru că toți erau vinovați, dragostea sa căuta salvarea tuturor oamenilor. Exista oare un numitor comun pentru dreptatea și dragostea lui Dumnezeu?
cum putea Dumnezeu să găsească un motiv ca să ofere har oamenilor atei și răzvrătiți fără să-și lezeze dreptatea. Dacă doriți să faceți cunoștință cu esența planului de mântuire a lui Dumnezeu, atunci încercați să înțelegeți această problemă. Pentru Dumnezeu exista numai o posibilitate dreaptă de a ierta omul vinovat. Un om nevinovat trebuia să ispășească substitutiv păcatele oamenilor vinovați. În istoria omenirii nu exista niciun singur om care să fie fără păcat și deci să poată fi în stare să ispășească substitutiv pentru alții. Pentru Dumnezeu nu exista decât o singură posibilitate. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuia să coboare în dimensiunea oamenilor, să devină om, pentru ca apoi să moară substitutiv pentru oameni, să le ispășească păcatele, ca Dumnezeu să le poată oferi har și iertare pe baza acestei ispășiri. Totuși, cea mai profundă semnificație a crucii de pe Golgota se află ascunsă în beznă pentru un observator superficial. Atunci când deodată în mijlocul zilei s-a produs o neașteptată eclipsă de soare și a învăluit țara în întuneric, ura oamenilor a trecut undeva în fundal. Niciunul din cei prezenți în mulțime nu bănuia ce se petrecea în întuneric. În timp ce romanii, foarte probabil, făceau rost în mare grabă de câteva făclii din Ierusalim ca să lumineze oarecum desfășurarea sinistră a evenimentelor, Dumnezeul cel drept ne trecea păcatele în mod substitutiv asupra lui Iisus Hristos cel crucificat. Cu luni de zile înainte, Iisus le dăduse de înțeles în mod clar discipolilor săi care visau în acel moment un scaun de ministru în împărăția lui Dumnezeu. Eu nu am venit să fiu slujit, ci să slujesc și să-mi dau viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Marcu 10:45. Acum sosise acel moment. În întuneric și singurătate deplină, problema fundamentală dintre Dumnezeu și om, păcatul, fusese pus în contul lui Isus, iar Fiul lui Dumnezeu, care spusese despre sine că este viața veșnică, a murit ca să ne ispășească păcatele. El n-a murit ca urmare a torturilor la care l-au supus oamenii, ci a murit pentru că a vrut să plătească prețul răscumpărării noastre, iar pentru acesta trebuia să curgă sângele lui nevinovat. Nu exista nicio altă posibilitate ca să fim salvați. Strigătul zguduitor al lui Isus de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ne face să bănuim ceva din grozăvia acestei situații. Oamenii nu l-au vrut pe Isus. Ei l-au îndepărtat de pe pământ prin faptul că l-au crucificat. Du-te înapoi de unde ai venit. Dar nici cerul nu l-a primit. Și astfel, Isus a atârnat între pământ și cer, țintuit pe o bucată de lemn blestemat, ca marele mijlocitor între un Dumnezeu drept și omul păcătos. Acolo a atras el asupra sa mânia lui Dumnezeu față de păcatele omenirii, ca un paratrăznet care atrage asupra lui fulgerul nimicitor, salvând prin aceasta casa și pe cei care o locuiesc. Acolo pe cruce, Dumnezeu ca judecător drept a trebuit să-l pedepsească pe singurul om nevinovat, pentru că acest om desăvârșit, Iisus Hristos, care era totodată și Fiul lui Dumnezeu, se oferise drept marele substitut sau locțiitor al omenirii și atunci când în agonie a strigat, s-a îndeplinit, atunci era plătit prețul de răscumpărare, împlinind planul de mântuire a lui Dumnezeu. În timp ce mulțimea de oameni pornea tăcută înapoi spre Ierusalim, sub impresia întunericului și a ciudatei morții a lui Isus, mișcată de un sentiment nedefinit că pe cruce se petrecuse ceva de neînțeles, natura a început să se zbuciume. Biblia relatează că stâncile din Ierusalim s-au crăpat și că pământul a suferit un cutremur. În templu, perdeaua grea și prețioasă dinaintea locului preasfânt s-a sfâșiat într-un mod ciudat. Precis că aici apar câteva întrebări la care nu s-ar putea da un răspuns final. A putut de fapt un singur om să ispășească păcatele a miliarde de oameni? Și cum a fost posibil acest lucru în puținele ore de pe cruce? Cum a fost posibil ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie părăsit de Dumnezeu? Despre Johann Sebastian Bach se povestește că atunci când a compus muzica oratoriului Patimile după Matei, zguduit de acest pasaj din istoria crucificării, ar fi exclamat: Dumnezeu, părăsit de Dumnezeu, cine poate înțelege acest lucru? Eu însumi, la rândul meu, nu pot decât să mă minunez în fața acelui miracol de neînțeles. Poate că o întâmplare petrecută acum câteva decenii vă va ajuta să înțelegeți ce anume înseamnă substituirea. Auschwitz, 1941. Peste 20.000 de deținuți polonezi trăiesc în acest lagăr înfiorător.
printre ei părintele Maximilian Kolbe. Într-o noapte, a reușit să evadeze un deținut din blocul de invalizi 14. Frici, comandantul lagărului, a trimis imediat un comando de cercetare ca să-l găsească pe cel evadat. La apelul de seară, a anunțat: dacă nu-l veți găsi până mâine, 10 dintre voi vor intra în buncărul înfometării. A doua zi, prizonierii au fost obligați să iasă la ora 5 la apel și au rămas 11 ore sub soarele arzător. Pe ora 16 a apărut comandantul lagărului și, fără niciun cuvânt, a trecut printre rânduri și a ales 10 victime. A 10-a a fost Franciszek Kajovicek. O gaură mare în cap și lipsa câtorva dinți arătau că el era bătut zilnic. A pășit obosit și apatic în față, dar în momentul următor s-a bătut cu pumnul în piept strigând: viata mea soție, vieții mei copii. În timp ce camarazii rămași priveau muți cu tremurătoarea scenă, un deținut slăbit a ieșit deodată din rând, venind în fața comandantului. Ce vrea acest porc de polonez? A urlat Frici, comandantul lagărului. Luați-mă pe mine în locul lui, a cerut deținutul arătând spre disperatul cap de familie. Franciszek Gajovicek a fost aruncat înapoi în blocul deținuților și în locul lui a fost tărât tovarășul său în celula foamei. Era părintele Kolbe. Pentru că acesta nu mai murea, după zile îndelungate de înfometare, i s-a făcut o injecție cu acid fenic și în acest mod i s-a curmat viața. Maximilian Kolbe a murit la data de 14.08.1941, în vârstă de 47 de ani, pentru că prin moartea sa să poată trăi camaradul său, Franciszek Kajovicek, condamnat la moarte. Aceasta înseamnă substituire. Bineînțeles că această istorie nu se prea potrivește drept comparație. Dumnezeu nu este un comandant crud, lipsit de scrupule, care cere moartea unor oameni nevinovați. Iar de cealaltă parte, părintele Kolbe, cu tot altruismul lui, nu era decât un om conștient de păcătoșenia lui. Dar în felul cum s-a oferit de bunăvoie, ca substitut, amintește de ceea ce a făcut, bineînțeles în cu totul alte dimensiuni, marele său model și ideal, Iisus Hristos. Pe Golgota, Fiul lui Dumnezeu s-a așezat protector în fața unei omeniri care se afla sub sentința de moarte a lui Dumnezeu, oferându-și viața pentru unii care l-au urât și au vrut să-l înlăture. Așa de mare a fost prețul pentru eliberarea noastră. Cu atât mai absurd și mai departe de adevărata semnificație a crucii, este faptul că astăzi sunt comercializate crucilițele de aur și de argint ca o bijuterie la modă. Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, atunci harul nu e un articol pe care să-l comercializeze biserica. În timp ce scriu aceste rânduri, iarna este pe sfârșit. În ziare se poate citi că, datorită iernii blânde, a rămas un stoc de îmbrăcăminte în depozite și de aceea se fac ieftiniri cu până la 85%. Tot așa pare să fie și cu harul lui Dumnezeu. Ce se poate face când pur și simplu nu există nicio cerere pe piață? Ok, în secolele trecute, mulți oameni aveau complexe de vinovăție care fusese inoculate printr-o educație greșită. Să luăm cazul lui Martin Luther sau lui John Newton, autorul textului cântecului Mărețul Har. Într-o oarecare măsură, aceasta ar mai fi de înțeles în cazul celui de-al doilea. Dacă erai ca Newton comerciant de sclavi, având multe vieți pe conștiință și fiind tăvălit ca porcii în mlaștina unor păcate morale, este de înțeles dacă odată cu creșterea senilității apar mostrările de conștiință și omul geme după îndurare. În orice caz, cam așa ne-au explicat psihologii noștri și ei ar trebui să știe cum stau lucrurile, nu? Dacă avem nevoie de ceva, atunci avem nevoie de o mașină nouă, de o locuință, de un loc de muncă, în cel mai rău caz, de un judecător milos, în caz că ajungem în fața vreunei instanțe. Dar harul, la ce bun? Nu, în ce privește harul lui Dumnezeu, nu există lipsă de el pe piață. Nu avem nevoie de un Dumnezeu milostiv, ci de un vecin sau de un concetățean milostiv, au afirmat o vreme unii teologi. Originalul predicator Ernst Klassen a povestit odată despre niște cumpărături făcute într-un magazin Aldi. În timp ce își împingea căruciorul cu cumpărături pe culoare,
a zărit o doamnă care făcea reclamă și care oferea tuturor clienților să guste dintr-o supă nouă. În ciuda tuturor cuvintelor ei prietenoase, aproape toți clienții treceau prin fața ei fără să-i acorde vreo atenție. În cele din urmă, predicatorul, care observase o vreme toate aceste lucruri, s-a dus la ea și i-a spus: "Dumneavoastră aveți aceeași problemă ca și mine. Oferiți un cadou și nimeni nu-l acceptă. Toți trec pe lângă el. Eu vreau să gust din supa dumneavoastră." Și apoi i-a explicat doamnei mirate ce avea el de oferit în Iisus Hristos. Dacă aș povesti această istorioară în Rusia, ascultătorii s-ar privi plini de neîncredere. Unde s-a mai pomenit să se ofere alimente fără bani și să nu vrea nimeni să le ia? Unii dintre noi înțeleg prin har un fel de dăruire care nu-l costă nimic pe cel ce oferă, dar care dă impresia de mărinimie. Când eram de vreo 10-12 ani, mai existau în orașul meu natal, Schwelm, ceva în genul bandelor de cartier. Băieții de pe străzi diferite se aflau într-un război permanent și niciunul dintre ei nu se încumeta să calce de unul singur în teritoriul dușman. Confruntările de stradă constau în cea mai mare parte din dueluri verbale, cu toate că de fiecare dată era important pentru noi să părem fioroși și înarmați până în dinți cu băte, praștii și bombe fumigene. Odată însă, dușmanii de pe strada romană m-au surprins pe când mă întorceam de unul singur de pe terenul de fotbal. Cu toate că voisem să trec pe lângă ei fluierând, în timp ce inima mi se făcuse de fapt mică cât un purice, conducătorul bandei dușmane a venit la mine, m-a lipit de trunchiul unui copac, m-a luat de gât și a zis printre dinți: "Bune, zi, îndurare, hai, zi odată, îndurare." Situația mea părea fără scăpare, așa că am murmurat după un timp printre dinți: "Îndurare." După care dușmanul meu m-a lăsat cu generozitate să fug. Așa arată îndurarea omenească. Îndurarea sau harul lui Dumnezeu este însă cu totul altă calitate. Harul e atât de scump, tocmai pentru că Fiul Său, Iisus Hristos, a trebuit să moară într-un mod îngrozitor pentru ca Dumnezeu să poată oferi harul Său unor oameni care ar fi meritat opusul. Abia atunci când am înțeles cum gândește Dumnezeu despre viața mea, când mi-am dat seama că și cele mai bune dintre faptele mele sunt pătrunse și infectate de păcat și că pretinsele mele fapte bune au fost făcute din motive egoiste, când mi-a devenit clar că tot ceea ce pun eu pe cântar ca să-i ofer ceva lui Dumnezeu va fi găsit a fi prea ușor, atunci am devenit conștient de necesitatea harului lui Dumnezeu. Numai acela care a acceptat ca dreaptă sentință de moarte a judecătorului poate adresa o cerere de grațiere. Unul dintre cei mai mari predicători din secolul trecut, C.H. Spurgeon, a exprimat odată acest lucru astfel: "Acela care a stat odată înaintea lui Dumnezeu, dovedit vinovat și condamnat, cu funia în jurul gâtului, acela va și plânge de bucurie atunci când va obține iertarea. El va urî răul de care a fost iertat și va trăi spre onoarea Salvatorului, prin al cărui sânge a fost curățit." După război, în anul 1948, în Coreea s-a petrecut o întâmplare uimitoare care mai târziu a fost cunoscută în întreaga lume. Pe atunci, era o vreme foarte agitată din punct de vedere politic. Pastorul Son trăia împreună cu familia sa în orașul Songchun, care fusese cucerit în toamna anului 1948 și se afla sub controlul partizanilor comuniști de câteva zile. Câțiva polițiști și bărbați de frunte ai orașului au fost omorâți fără multă vorbă. Ura comuniștilor împotriva creștinilor era atât de mare încât i-au ucis în cele din urmă și pe cei doi fii ai pastorului Son, care îl mărturisiseră cu multă convingere pe Hristos. Mai întâi l-au legat la ochi pe cel mai mare, Matei, și când cel mai mic a cerut să-i se dea voie să moară în locul lui, au fost împușcați amândoi. "Ucideți-i, el este și mai rău decât fratele lui," urlase conducătorul studenților comuniști. Dar insurecția n-a durat mai mult de o săptămână. Soldații regimului au fost trimiși la Songchun. Și curând s-a inversat situația. Acum erau urmăriți și arestați toți cei care luaseră parte la revoltă. Printre aceștia era și un băieț, Andru, care luase parte la împușcarea celor doi tineri creștini. Acum trebuia să plătească cu viața sa. Pastorul Son a auzit de sentința dată ucigașului fiilor lui. La ce reacție s-ar fi putut aștepta cineva într-o asemenea situație din partea tatălui celor uciși?
Dacă l-ar fi omorât el însuși pe ucigaș, acesta ar fi fost o expresie a răzbunării. Cumva acest lucru ar fi putut fi înțeles. Executarea ucigașului de către trupele regimului ar fi fost o chestiune de restabilire a dreptății, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Aceasta ar aștepta simțul nostru de dreptate. Era posibilă și varianta în care pastorul ar fi intervenit pentru schimbarea pedepsei cu moartea în închisoare pe viață. Lucrul acesta ar fi fost mări nimie. Dar tatăl Son a reacționat cu totul altfel și a trimis fiica în vârstă de 13 ani, numită Rahela, să caute cât mai repede posibil locul de execuție și acolo să facă o cerere. Rahela a alergat cât a putut de repede și a adus plutonului de execuție o veste care i-a zguduit pe toți cei prezenți. Tatăl meu vă roagă ca persoana care i-a ucis pe frații mei, aici vocea i-a tremurat, să nu fie ucisă sau bătută. N-a mai putut continua pentru că ochii i s-au umplut de lacrimi. Cealaltă rugăminte a pastorului era să-i permită să-l înfieze pe ucigașul fiilor lui. Rugămintea i-a fost ascultată și criminalul, Chai Sun, a fost înfiat de tatăl acelora pe care îi ucisese și primit în familia pastorului. O întâmplare incredibilă, dar adevărată, care zguduie simțul nostru de dreptate. Acesta a fost har. Nu un articol vândut ieftin ca să scap de el, nu o marfă de proastă calitate, vândută la un preț ieftin, ci un dar făcut unui criminal care meritase opusul. Exact aceeași șansă incredibilă este oferită de către Dumnezeu fiecărui om. Noi toți suntem conștient sau inconștient vinovați de moartea Fiului Său Iisus Hristos. El a fost executat pe Golgota din cauza păcatelor noastre. Și acum Dumnezeu ar dori să ne înfieze, să ne primească în familia Sa și să ne facă moștenitorii Săi. Acesta este harul de neînțeles al lui Dumnezeu. Bob Dylan a scris remarcabil într-unul din cântecele sale experiența harului lui Dumnezeu. Saved, salvat. Orbit eram de diavol, născut și deja ruinat, înghețat, deja sfârșit, de când pe lume am venit. Dar harul Său m-a atins, cuvântul Său m-a vindecat, mâna Sa m-a eliberat, Duhul Său m-a pecetluit și sunt salvat. Salvat prin sângele mielului. Și sunt așa fericit, așa fericit. Vreau să-ți mulțumesc simplu, Doamne. Nimeni nu mă putea salva, nimeni nu se încumeta. Când pe punctul de a pune definitiv, am fost curățat prin îndurarea Sa. Nu prin fapte, ci doar prin credința în El, în Cel ce m-a chemat. Atâta vreme am fost invalid, atât de mult am fost frânat. Dar acum sunt scăpat, salvat prin sângele mielului. Și sunt așa de fericit, așa fericit, vreau să-ți mulțumesc simplu, Doamne. Baraba. Aș dori să povestesc în încheierea acestei teme istoria unui terorist. Ea este amintită fugitiv în Biblie și eu încerc să o repovestesc dintr-o perspectivă actualizată. Nu există nicio informație despre copilăria și tinerețea lui. Se poate însă presupune că a făcut relativ de timpuriu cunoștință cu radicalii de dreapta care i-au influențat mai apoi întreaga viață. În orice caz, de timpuriu s-a alăturat zeloților într-un un fel de naționaliști care se legaseră cu jurământ să izgonească din țară puterea dușmană de ocupație, romanii. El avea o ură nepotolită împotriva acestor străini și împotriva tuturor politicienilor și conducătorilor religioși evrei care dăduse rămâna cu romanii. Pentru a-și finanța lupta de rezistență, nu se dădea înlături de la nicio tâlhărie și jaf, instigând ocazional la revolte pe evrei înfocați, dar ele erau de cele mai multe ori înăbușite în sânge de romani. Așa era considerat, cunoscut numele lui în Israel, temut de unii, respectat și onorat pe ascuns de alții. Deoarece viața i-a târnat de un fir de ață, el știa că era doar o chestiune de timp până când urmau să-l prindă și să-l execute. Nu mai punea prea mult preț nici pe viața lui, nici pe acelor din apropierea lui. Nu se dădea înapoi nici de luare de ostatici și nici de lacrimă atunci când îi se părea util. Astfel, viața lui lăsase în urmă o dâră sângeroasă de voință, violență și ură. Apoi a venit și ora H. Nu știu dacă a fost trădat, ori surprins în vreo acțiune. În orice caz, la scurt timp după arestarea lui, s-a regăsit într-o celulă întunecoasă și urât mirositoare. I s-a făcut în curând proces. Nu erau multe
lucrurile pe care le-ar fi putut tăgădui. Chestiunea era clară și pe atunci nu era posibilă dobândirea unor avantaje ca martor principal. Execuția lui era un lucru hotărât. Cu teroriștii romanii terminau repede. Și pentru ca marele număr de evrei prezenți în Ierusalim în perioada Paștelui să primească o lecție, se fixase execuția lor prin crucificare în Vinerea Mare. Este foarte posibil ca Baraba să-și fi luat în exterior o față nepăsătoare, mai ales în fața romanilor, dar noaptea probabil că l-a apucat groaza și, ceea ce este foarte posibil, o teamă foarte mare la gândul crucificării care l-aștepta. Munca grea din detenție îi slăbise nervii, iar orele se scurgeau fără să le poată opri. Ziua execuției lui se apropia cu pași mari. Gândurile îi goneau prin cap, se întorceau spre trecut, în copilărie, readucându-i în memorie întâmplări devenite chinuitoare și amare. Îl încolțeau întrebări și îndoieli, dar și reproșuri, de-ar mai putea o lua de la început cu viața. Blestemată să fie ziua în care m-am născut sau, cel puțin, de s-ar putea anula ziua în care macazul vieții mele a fost schimbat greșit. Era oare prea târziu pentru o căință? Era oare pierdut totul? Și nu exista nimic pe care să-și descarce furia de pușcăriaș. Își economisea furia agresivă pentru puținele întâlniri pe care le avea cu abrutizații soldați romani. Și apoi a sosit și ultima noapte înfiorătoare. Probabil că țipase la gardienii care îl întrebaseră despre dorința sa pentru ultima masă a unui condamnat la moarte. Să-și mănânce singur lăturile și să le stea în gât, le spusese el, deși tare i-ar fi plăcut să mai mănânce odată mâncarea lui preferată. Baraba ar fi vrut să poată urla de mânie, de autocompătimire, de disperare. Ce scurtă era viața! Cât de absurdă! Cât de inutilă fusese încercarea de a șterge amintirile din trecut și de a lua în stăpânire haosul din mintea lui. Cât de ademenitor îi se părea acum gândul sinuciderii. Ce-a mai rămas odată cu ivirea zorilor, când ora execuției lui se apropia tot mai mult? Apatie, indiferență totală, gol, disperare, revoltă, un destin înfrânt, o viață sfârșită, gata, s-a dus. Apoi, deodată, liniștea dimineții e spartă de strigătul multor voci venind din depărtare. Baraba! A auzit el limpede și apoi strigătul. Crucifică-l! Crucifică-l! Oare asta să fie recunoștința patriei lui? Oare odiosul jug roman era acum acceptat de evrei? Îl copleșea amărăciunea când se gândea cum își pusese viața în joc pentru eliberarea Israelului. Neliniștea creștea. Încordarea plutea în aer. Era oare posibil ca înșiși foștii lui tovarăși să-i fi cerut moartea? Între timp, se dăduse în închisoare semnalul de trezire, obișnuitul zângănit de chei și ecoul teribil a pașilor gardienilor. Clac, clac, clac. L-au readus la realitatea crudă a celulei sale. Pașii se apropiau tot mai mult și el știa că-i sunase ceasul. A urmat apoi deschiderea ușii celulei și vestea incredibilă. În locul tău va fi crucificat altul, Iisus din Nazaret. Tu ești liber. Era prea frumos să fie adevărat. Oare visa? Oare nebunise într-atâta încât avea halucinații? De-abia când a fost eliberat din lanțuri și a fost înapoiată vechea haină de luptător, a început să priceapă ce se întâmplase cu adevărat. Iar când directorul închisorii și-a luat rămas bun de la el, dându-i câțiva dinari pentru lipitul de pungi din pușcărie și i-a vărât în mână hârtiile cu decizia de eliberare, a știut că se petrecuse o minune. Era liber. În locul tău va fi crucificat altul. Aceste cuvinte îi răsunau tot mereu în minte. Beat de fericire inexplicabilă și încă tot nedumerit, a ajuns pe străzile Ierusalimului. Pe hârtiile cu care fusese eliberat scria, grațiat. El este liber, dar cine este celălalt care este legat acum în locul lui? Cine e de fapt acest Iisus din Nazaret? Din obișnuință, pașii l-au dus spre locul de întâlnire știut. Se aștepta să vadă fețe mirate și surprinse, dar acolo nu era nimeni. De fapt, pe străzile Ierusalimului se făcuse dintr-o dată liniște. Oare visa? Lărma zgomotoasă se deplasase în direcția Golgotei și deodată Baraba a înțeles ce se întâmplase. Golgota, coșmarul tuturor condamnaților. Acolo aveau loc execuțiile.
jumătate din Ierusalim se dusese acolo ca să privească spectacolul și pentru variație. De aceea nu mai puteai zări nicio țipenie de om pe străzi. Baraba s-a decis să se ducă pe ascuns până acolo. Nu voia sub nicio formă să fie văzut, căci cine știe ce le-ar mai fi trecut prin minte romanilor dacă l-ar fi descoperit. Dar cuvintele, în locul tău va fi crucificat altcineva, Iisus din Nazaret, nu-i mai ieșeau din minte. Iisus din Nazaret, cine era acest om? Era oare un răufăcător care avea la activ mai multe ca el? Nu-și putea imagina așa ceva, căci știa el câte plătea. Prudent, s-a strecurat mai aproape, uimit de uriașa mulțime de oameni care era adunată acolo. Auzea lovituri de ciocan care l-au făcut să înghețe măduva în oase, dar în mod ciudat, n-a auzit niciun strigăt al celui chinuit. Apoi a văzut cum era înălțată, între alte două, o a treia cruce. Își freca ochii ca să poată vedea mai bine, pentru că nu-și putea crede urechilor când a auzit ce rostise bărbatul acela din mijloc. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Baraba era acum ochi și urechi. Cel ce stătea acolo era locțiitorul lui. El însuși, Baraba, ar fi trebuit să atârne acolo și acum altcineva murea acolo, înconjurat de o mulțime bagiocoritoare care, în mod vădit, se exersa la tir de insulte asupra acestui bărbat din mijloc. A văzut cum cărturarii, uitând de orice demnitate, îi făceau plecăciuni bagiocoritoare lui pe al cărui cap se pusese o coroană de spini, urâtă și dureroasă, și a cărui față era plină de sânge și răni. Pe alții i-a salvat, dar pe sine nu se poate salva, răgneau unii din mulțime. Dacă tu ești regele lui Israel, atunci coboară de pe cruce și o să credem în tine, strigau alții. Salvează-te pe tine și salvează-ne și pe noi, a strigat unul din cei crucificați împreună cu el. Baraba îl cunoștea de la întâlnirile secrete de odinioară, așadar îl prinseseră și pe el. Ar fi putut fi mai altruist acum. În schimb, își folosea vizibil ultimele puteri ca să-și bată joc de omul din mijloc. Oare de ce? Baraba nu mai putea suporta. Cu prima ocazie, zărind o femeie a cărei înfățișare nu i se părea suspectă, s-a dus la ea și a întrebat-o de fără de legile de care se făcuse vinovat acest Iisus din Nazaret. Ori ești cu capul în nori, ori vii de la închisoare, răspunsese ea bagiocoritor. El e cel crucificat în locul lui Baraba. Abia acum pricepea Baraba totul. Strigătul Baraba din zori echivalase deci cu eliberarea lui, iar pentru acest Iisus însemnase execuția. El moare în locul meu. Acum vedea uimit cum celălalt crucificat, care se comporta ciudat de liniștit, a adresat câteva cuvinte celuilalt răufăcător. Noi primim pedeapsa dreaptă pentru fără de legile noastre, dar el... Și acum se uita aproape cu venerație spre bărbatul din mijloc. El nu a făcut niciun rău. După aceea i s-a adresat direct omului din mijloc. Doamne, adu-ți aminte de mine când vii în împărăția ta. Adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai, a fost uimitorul răspuns al bărbatului din mijloc. Lui Baraba i s-au muiat genunchii. Era prea mult deodată. Nu mai putea înțelege tot ceea ce se petrecea acolo, dar una știa. Acolo moare un nevinovat în locul meu, care a meritat moartea. El moare pentru mine. S-a aruncat la pământ și a plâns, așa cum făcuse adesea în ultimele zile. De data aceasta însă nu de furie și disperare, ci de uimire și recunoștință față de cel ce fusese executat în locul său. Cam așa îmi imaginez eu trăirile lui Baraba. Poate că el s-a comportat în cu totul alt mod. E posibil să fi râs disprețuitor de omul din mijloc, care se comporta atât de diferit de sine însuși, nu se revoltase, nici nu se manifestase violent. Biblia tace în privința vieții ulterioare a lui Baraba. Dar istoria ucigașului Baraba este în fond istoria multora care s-au întâlnit cu Isus. Și în viața mea a existat o zi în care am stat cufundat în gânduri în fața acestei cruci. În acea clipă mi-am dat seama cât de cumplită trebuie să fi fost viața mea în ochii lui Dumnezeu și ce dragoste trebuie să fi avut omul din mijloc ca să moară pentru un tip mincinos, stricat și ateu ca mine. Atunci am înțeles ce înseamnă să fii grațiat, să ai parte de îndurare. Lucrul acesta mi-a schimbat viața. Nu voi uita niciodată acțiunea din închisoarea Goldern, pornită împreună cu asociația Hukeswagener, pentru ajutorarea celor aflați în nevoie. Cântărețul de muzică gospel,
Jan Wering, aflându-se și el printre noi, a fost acompaniat la chitară de Werner Hucks. În ultima seară, vorbisem eu despre cruce și despre Harul lui Dumnezeu. Deținuții ascultaseră cu mare atenție și oarecum toți eram impresionați de această cruce de pe Golgota și de Harul de neînțeles al lui Dumnezeu. Atunci s-a ridicat brusc Jan Wering și a întrerupt tăcerea cu un cântec, care a dus lacrimi în ochii unora dintre noi. Har pentru cel tare, ce ține în mâini puterea, și har pentru cel slab, ce-i cade jertfă celuilalt. Har pentru cel fără minte, ce doar la bani mai ia aminte. Har pentru lume. Har pentru bagiocoritor, ce ia totul în râs. Și pentru cel resemnat, ce nu mai cunoaște surâs. Har pentru muribund, ce nicio credință nu ține. Har pentru lume. Har pentru cel tânăr, sub uniformă pierdut. Har și pentru acel ce acolo l-a vrut. Har pentru Ayatollah, ce vrea războiul sfânt. Har pentru lume. Și pentru mine har, cel ce știu și iau aminte, Doamne, dă-mi mâini în dar, fă-mi inima fierbinte. Harul tău în viață al trăi, harul ce-l găsesc în tine, harul de a trăi în mijlocul lumii. În acea capelă a închisorii, eram adunați cu toții sub crucea de pe Golgota, puternici și slabi, iubitori de bani, bagiocoritori, resemnați, moribunzi, ademeniți și ademenitori, ipocriți. Și oferta harului lui Dumnezeu era valabilă pentru toți. Nu un har ieftin, nu o marfă de calitate inferioară vândută cu reducere, ci infinit de scump, plătită cu suferințele și moartea Fiului lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, atunci este o orbire tragică că să socotești credința drept opiul poporului. Cine nu cunoaște astăzi renumita afirmație a lui Karl Marx? Religia este opiul poporului. Religia este doar soarele iluzoriu care se rotește în jurul omului cât timp el nu se rotește în jurul lui însuși. Marx compara așadar religia sau credința cu un drog pe care cineva îl ia ca să evadeze din problemele prezente într-o lume iluzorie, ireală. El definește religia sau credința drept un fel de autoînșelare. Lenin a exprimat încă și mai limpede acest lucru. Religia este opiul poporului. Religia este un fel de poșircă spirituală în care sclavii capitalului își înneacă chipul omenesc și pretențiile, trăind la jumătatea demnității umane. Așa cum mama pune la în gura sugarului care plânge o suzetă și se preface că la lăptează, tot așa și credința este văzută ca o născocire a omului prin care acesta se dedă unei iluzii, inducând în eroare și pe alții. Este desigur ciudat faptul că după 70 de ani de dictatură comunistă în Est domnește un haos economic, social, ecologic și moral și tocmai în aceste țări a devenit Biblia în ultimii ani una din cele mai solicitate cărți, iar interesul pentru Dumnezeu și pentru creștinism este foarte mare. Nu voi uita niciodată clipa când am intrat acum câțiva ani în gara centrală din Kiev și acolo deasupra scării late care ducea spre peroane, am văzut o uriașă statuie a lui Lenin, așa cum e cazul și în alte gări centrale din fosta Uniune Sovietică. Acea figură supradimensională arăta cu brațul drept spre ieșire. Prin aceasta era sugerat faptul că Lenin și învățătura lui oferă soluția la toate întrebările și problemele. În timp ce stăteam uimit în fața acestui Lenin uriaș și meditam la brațul său întins, am zărit deodată sub acea figură, stând pe trepte, o tânără care cu geamantanul alături răsfoia nestingherit o Biblie pentru copii, citind în ea cu mult interes. Femeia aceasta a fost pentru mine un simbol pentru mulți oameni din acea țară mare care simțeau acum, după mulți ani de sub doar suzeta comunismului, ca un suflet însetat după Dumnezeu. Psihanalistul Sigmund Freud definise religia sau credința într-un mod asemănător lui Marx și Lenin. Religia este o încercare de a lua în stăpânire lumea simțurilor în care suntem așezați cu ajutorul lumii dorințelor care s-au dezvoltat în noi datorită unor necesități biologice și psihologice. Deci, și pentru Freud, era credința o suzetă pe care a inventat-o omul ca să evadeze într-o lume a dorințelor care nu există în mod real. Este credința o forță a imaginației? Momentan există și printre creștini
concepția larg răspândită conform căreia credința e un fel de forță spirituală pe care omul trebuie să-și o dezvolte. Se vorbește despre puterea gândirii pozitive, despre vizualizare și se spune că trebuie să-ți imaginezi de ajuns de mult și de intens lucrurile și atunci ele vor deveni realitate. Se spune că trebuie să crezi în tine însuți și să activezi forțele spirituale latente. Într-adevăr, această concepție eretică a influențat astăzi gândurile multor oameni, chiar și creștini. Credința ar fi un sentiment sau o capacitate pe care noi, înșine, ne-am dezvoltat-o prin ședințe intensive de imaginare, prin muncă mentală. Mulți încearcă, chiar oarecum îndârjiți, să producă credința prin aceea că repetă zilnic mărturisiri de credință sau rugăciuni ca o mantră yoghină. Este credința o ipoteză vagă? Pentru cei mai mulți dintre contemporanii noștri, noțiunea de credință este expresia unei speranțe sau așteptări nesigure. Cred că va fi vreme frumoasă la sfârșitul săptămânii. Politicienii cred că depresiunea economică este depășită și că se merge iar spre bine. Umaniștii cred că actualele probleme politice mondiale pot fi rezolvate pe cale rațională. Este credința ceva sperat, dar ceva care nu se poate ști cu siguranță? Credința începe acolo unde încetează rațiunea? Acesta este cu siguranță concepția cea mai absurdă pe care o poate avea cineva despre credința biblică, căci fără rațiune sau minte este imposibil să crezi. Dacă la intrarea vreunei clădiri bisericești ar scrie „Lăsați mintea la garderobă”, n-ar fi normal să mă gândesc că voi ajunge pe mâinile unor șarlatani sau că voi fi supus unei spălări a creierului. Dar când este vorba despre religiozitate, mulți sunt aceia care, în acest secol luminat, sunt într-adevăr gata să renunțe la rațiune. Dacă s-ar cere lucrul acesta la încheierea unei afaceri sau la cumpărarea unei mașini, ar fi clar că ceva nu este în ordine, dar în cazul credinței pare să fie altfel. Mă gândesc acum la o bună cunoștință de-a mea, care aflându-se în căutarea adevărului, a făcut o excursie în India, la Pona, ca să facă acolo cunoștință cu Bhagwan și să fie luminat. El a văzut acolo cum maestrul și-a oficiat cunoștințele lui într-o slujbă în care circa 500 de ascultători ședeau pe o scară de marmură și se deschideau într-o liniște perfectă învățăturilor și sugestiilor acelui om. Pe o tabliță la intrare stătea scris: Shoes and mind to be left outside the gate. Lăsați afară încălțările și mintea. Pot să vă asigur că în Biblie nu există o astfel de indicație. Dimpotrivă, acolo ni se cere să ascultăm, să înțelegem, să examinăm și să medităm. Credința creștină presupune o cunoaștere precisă. De aceea este derutant să vorbești despre o credință oarbă. Pavel, marele apostol, spunea: Știu în cine am crezut. Așadar, credința are ceva de a face cu încrederea într-o persoană. Cu câteva luni, înainte de căderea zidului Berlinului, am zburat pentru prima dată cu avionul în fosta Uniune Sovietică. Trebuia să schimbăm avionul în Berlin, să fim supuși controlului obișnuit și apoi să ne urcăm într-un avion rusesc Aeroflot. Cine a zburat până atunci numai cu Lufthansa își poate doar greu imagina ce șoc poți să ai când ajungi într-un asemenea avion. Încă de la bun început, pot să observ că avionul are o dotare veche de câteva decenii, apoi oamenii se înghesuie, împachetați cu toate ustensilele posibile, computere, aparate electrice, etc., pe culoar și printre rândurile înguste de scaune. Un personal de bord, cicălitor, încearcă să facă ordine în haos. În cele din urmă stai înghesuit de nu te poți mișca și ești înconjurat de oameni pălăvrăgind zgomotos, a căror limbă nu înțelegi și constați că nu există indicii pentru siguranța pasagerului, deși avionul este încărcat probabil peste capacitatea lui. Cauciucurile sunt uzate, iar motoarele scot niște sunete dubioase. Acum însă pășește la bord capitanul de zbor al avionului, însoțit de doi ofițeri și acești bărbați produc o impresie de seriozitate și responsabilitate conștientă, serioasă și nu par să fie niște kamikaze aerieni. Astfel că te încredințezi oarecum mai liniștit acestor bărbați. Dar acum vă rog să vă imaginați următoarea scenă. Capitanul intră în avion, împleticindu-se, cu nasul roșu și cu ochii sticloși, legănându-și într-o mână șapca de blană, iar în cealaltă o sticlă de vodcă, își salută pasagerii cu următoarele cuvinte: Drobuie utro!
Prieteni, vă asigur că vom face astăzi un zbor foarte amuzant de la Berlin la Kiev și vă garantez tuturor că veți avea multe distracții la bord. Ce aș fi făcut atunci? Aș fi închis ochii murmurându-i vecinului meu: credința începe acolo unde încetează rațiunea? Credeți căci mi-aș fi încredințat viața în mâinile unui om beat? Nu. Aș fi abandonat cu iuțeala vântului această călătorie nesigură și aș fi preferat să vizitez Berlinul de Est decât aerul sovietic. Credința are neapărat de face cu rațiunea. Eu cred în Dumnezeu Tatăl, Cel Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului. Milioane de oameni de toate rasele își mărturisesc cu aceste cuvinte sau cu altele asemănătoare în fiecare duminică credința creștină. Înseamnă aceasta în mod automat că ei sunt credincioși? Mulți din acești oameni rostesc mărturisirea de credință apostolică cu gândurile în altă parte și în mod mecanic. Ei mărturisesc pe din afară ceea ce nu e prezent în interiorul lor. Cu siguranță că se întâmplă de asemenea ca multe din aceste cuvinte să fie rostite din convingere deplină și în mod conștient. Este oare aceasta credința biblică? Socotirea ca adevărată a unor fapte este într-adevăr o premisă importantă pentru credință, dar încă nu este credința însăși. Mulți cred în existența lui Dumnezeu, tot așa cum cred că Bill Clinton este președintele Americii, dar această convingere nu are nicio influență asupra vieții lor. Să dau un exemplu pentru a ilustra ceea ce vreau să spun. Din când în când am probleme cu arsuri la stomac sau cu prea multă aciditate gastrică. Ca urmare, mă duc la farmacist și îmi plâng durerea în fața acelui om bun. Farmacistul caută într-un sertar, scoate o cutie și îmi recomandă un remediu corespunzător. El îmi spune când și câte tablete să sug. Convins de aceste argumente ale specialistului, cumpăr aceste tablete și plec din farmacie cu siguranță că acest medicament mă va putea ajuta. Mărturia încredințării mele sună astfel. Cred că aceste tablete ajută împotriva arsurilor la stomac. Pe pachet stă scris: antiacid protector al mucoasei gastrice. Dar numai această convingere mă poate ajuta de la sine? Bineînțeles că nu. Să presupunem că eu însumi aș fi specialist și aș putea explica substanțele active, modul de acțiune al hidroxidului de aluminiu și magneziu, ținând chiar nenumărate conferințe pe această temă. Ar dispărea oare datorită acestui lucru durerile mele de stomac? În mod garantat, nu. Dumneavoastră înșivă știți foarte bine cum stau lucrurile. Cu încrederea că farmacistul se pricepe și cu speranța că firma producătoare nu a pus cianură în loc de sarea respectivă de magneziu, trebuie să las aceste tablete să mi se topească în gură și voi simți ceva mai târziu efectul lor binevoitor, binefăcător. Deci este vorba mai întâi de informare, dar apoi trebuie să îmi aplic cunoștințele, practic, dacă vreau să fiu ajutat. Tot așa este și cu credința creștină. Diagnosticul corect asupra stării mele și determinarea exactă a medicamentului nu mă vor ajuta dacă nu sunt dispus să iau acest medicament. Trebuie să existe un moment în viața mea în care eu nu numai să știu că am nevoie de iertarea vinovăției mele și că Dumnezeu a creat premisele acestei iertări prin moartea ispășitoare a Fiului Său. Nu, se pune problema ca eu să-i acord încredere lui Dumnezeu, să-L cred pe cuvânt și să-L accept cu recunoștință, să-I accept minunatul Său medicament și să mi-L însușesc. Credința biblică înseamnă acceptarea din partea mea a diagnosticului lui Dumnezeu și a remediului Său, despre care sunt încredințat că El este adevărul, că spune adevărul și că mă pot baza mod absolut pe faptul că El își va ține cuvântul. Cine aude cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, acela are viață veșnică și nu vine la judecat, ci a trecut din moarte la viață. Ioan 5, cu 24. Vestitul părinte al bisericii, Augustin, reformatorul Martin Luther și multe alte personalități cunoscute sau necunoscute și-au întărit credința prin versetele importante din Romani 3, cu 23 la 26. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu și sunt îndreptățiți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire
ca o dovadă a dreptății sale în vremea de acum, în așa fel încât el să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Isus. Acum câțiva ani am petrecut o săptămână de vacanță în Ostfriesland împreună cu fiii mei, Mihail, Daniel și Iohannes. Între altele, am făcut și o drumeție prin pe zona de reflux a plajei, recomandată cu mult entuziasm de prietenii noștri de acolo. Din de Nesmersil, trebuia mai întâi să luăm vaporul până pe insula Baltrum, urmând ca la întoarcere să facem și acea drumeție. Îmbrăcămintea ușoară, protecția antisolară și încălțăminte rezistentă se putea citi în foaia informativă a ghidului. Ei bine, ar fi fost o idee mult mai bună dacă am fi avut la noi umbrele, cizme de cauciuc și mantale de ploaie, căci atunci când ne-am început drumeția în Baltrum, a început să plouă mărunt. Era o vreme rece, neplăcută. După câteva minute a apărut și ceața, încât nu se mai putea vedea nici insula, nici țărmul. În cele din urmă s-a stârnit dintr-o dată și vântul, care făcea ca apa să ajungă în canal, astfel că eram nevoit să mergem uneori prin apa înaltă până la brâu. Cine ne putea garanta că vom ajunge în siguranță la țărm? N-ar fi fost mai bine în situația aceea să ne urmăm instinctul sau să acționăm pe cont propriu, decât să urmăm instrucțiunile ghidului, care ne erau total necunoscute? Nu se mai putea zări nimic și eram siliți să luăm o decizie. Exista așadar posibilitatea să ne bizuim pe noi înșine, pe norocul sau pe instinctul nostru, ori să ne încredem într-un ghid, un om care avea experiență în asemenea situații și cunoștea bine ținutul. Bineînțeles că ne-am decis să ne încredințăm viețile acestui om și să-l urmăm câte vreme ne-ar fi călăuzit cu busola și harta. Mai bogați încă o experiență, os până la piele și tremurând, dar totuși recunoscători și veseli, am reușit să ajungem după câteva ore la țărm. Condiția necesară pentru a fi duși în siguranță, la țintă, era să-l credem pe acel om, să ne încredem deplin în el. Aceasta era decizia cea mai înțeleaptă pe care am putut-o lua în acea situație. În problemele fundamentale ale vieții noastre, ne găsim oarecum tot în ceață și ni se indică modul de călăuzire sau pilotaj. Avem la dispoziție următoarele variante de decizii. Pot să mă descurc singur, vreau să hotărăsc singur viața, să fiu propriul meu stăpân. Sau putem să decidem să-l urmăm pe acela care are o perspectivă mai bună asupra lucrurilor și care a spus despre sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Amintiți-vă de răufăcătorul crucificat, care în ultima oră a vieții lui s-a recunoscut păcătos și că acel Iisus Nazarinean, bagiocorit, crucificat împreună cu el, era regele căruia îi aparținea viitorul. În agonie s-a încredințat acestui domn, primind din partea lui asigurarea: astăzi vei fi cu mine în rai. Acest om și-a pus încrederea în disprețuitul Iisus Hristos și a fost mântuit. Aceasta era credința și este credința biblică. Catehismul de la Heidelberg, încă în urmă cu 400 de ani, a definit foarte clar și a exprimat credința într-o propoziție mie, fiindu-mi necesare în schimb atâtea pagini. Întrebarea 21. Ce este credința adevărată? Nu este numai o anumită cunoaștere prin care socotesc ca adevărat ceea ce ne dezvăluie Dumnezeu în cuvântul Său, ci și o încredere din inimă pe care Duhul Sfânt o lucrează prin Evanghelie în mine, că nu numai altora, ci și mie mi este dăruită iertarea păcatelor, îndreptățirea eternă și binecuvântarea lui Dumnezeu, numai prin har, doar prin meritele lui Hristos. Credința biblică presupune firește că eu am renunțat la credința în mine însumi. Este tragic că mândria omenească este cea mai mare piedică în calea credinței lui Iisus Hristos. Cu câteva săptămâni în urmă, se putea citi în ziar următoarea istorie cutremurătoare. O familie formată din 9 membri se găsea într-o criză financiară acută. În ciuda acestui fapt, Harry Kay, tatăl, refuza orice ajutor al vecinilor, spunând: voi găsi o soluție. Cum acest tată era de meserie funcționar la bancă, șeful său, directorul ministerial G, s-a oferit de asemenea să-l ajute, dar i-a cerut o listă a datoriilor. Nu vreau să-mi divulg cele mai intime secrete, a fost răspunsul tatălui. După o ceartă, a fost imediat îndepărtat vremelnic din serviciu. Totuși, tatăl afirmase optimist, stând ca de obicei la masa din localul pe care îl frecventa: nu mai avem bani pentru pâine, dar îndrept eu lucrurile. Îndreptarea a constat atunci în faptul că peste câteva zile
7 copii, mama, care încuvințase acest lucru, și tatăl însuși, autorul acestei fapte, zăceau împușcați în paturile lor. Acest om a preferat să termine cu viața ca un criminal și ucigaș decât să accepte ajutorul altora și astfel să-și recunoască neputința. Dumnezeu nu cere de la noi nici mai mult, nici mai puțin, decât recunoașterea umilă și pe fața vinovăției, precum și a neputinței noastre de a pune singur lucrurile în ordine în viețile noastre. El a fost cel care s-a îngrijit de mult timp, cu mult timp înainte, de o soluție de salvare din starea noastră nenorocită. Dacă Dumnezeu ar exista cu adevărat, atunci ar trebui să punem punctul pe I. Omul de azi se caracterizează, printre altele, prin aceea că îi vine din ce în ce mai greu să ia decizii, aceasta este impresia mea, care se adâncește pe măsură ce cunosc mult mai bine oamenii. Probabil că există multe cauze care ar putea fi făcute răspunzătoare pentru acest lucru. Mediul înconjurător și condițiile în care trăim astăzi, care conduc spre pasivitate. Omul gândește tot mai puțin. Mulți au devenit pur și simplu insensibili, abrutizați. O resemnare interioară, paralizantă, se răspândește peste tot, lăsând impresia că oamenii nu mai cred că viața lor ar mai putea fi schimbată încă o dată în mod fundamental. În mod normal, celor tineri le vine mai ușor să ia hotărâri și să pornească spre noi țărmuri, să abordeze noi orizonturi. Totuși, atunci când ai trecut de prima jumătate a vieții, consider că ai încheiat socotelile cu viața și te lași dus cu valul. Să-ți schimbi modul de gândire, să faci un nou început. Lucrul acesta pare incomod și riscant. Unui fumător înrăit îi poți ilustra și dovedi cât de mult ruinează nicotina sănătatea, cum favorizează cancerul pulmonar și cum scurtează durata vieții. El te va asculta calm, va da probabil aprobator din cap, aprinzându-și în cele din urmă o țigară. Foarte puțini oameni sunt gata să tragă consecințe din ceea ce cunosc. Restul preferă să stea ca struțul cu capul în nisip decât să schimbe viața. De unăzi, un medic care lucrează într-un sanatoriu de canceroși mi-a povestit că cei mai mulți pacienți care sunt informați într-o discuție lămuritoare despre starea lor disperată gonesc conștient sau inconștient această informație, comportându-se cu prima ocazie ca și când nu li s-a spus niciodată că sunt pe lista candidaților la moarte. Nu este un lucru ușor să schimbi modul de gândire și încă și mai grea este schimbarea comportamentului. Mergeam odată împreună cu câțiva tineri la volanul microbuzului meu ca să petrecem un timp de recreere pe o pășune alpină. Pe drum, atmosfera din microbuz devenise minunată. Cântece răsunătoare, pline de voioșie, ne făceau să savurăm încă și mai mult călătoria. Soarele strălucea, mașina mergea foarte bine, n-am prins nicio barieră, astfel că toate mergeau de minune. Până când am observat că în loc să o iau în direcția corectă, o luasem în sensul opus și că ne aflam pe un alt drum decât cel dorit. E limpede că am folosit prima ocazie pentru a mă întoarce și a o lua pe drumul corect. Orice altceva ar fi fost nonsens, în ciuda bunei dispoziții, a ușurinței călătoriei și a timpului frumos. Fiecare kilometru în direcția greșită ne îndepărtase de adevărata țintă, chiar dacă erau multe pășuni ce mergeau în direcția care era greșită pentru noi, iar cei ce călătoreau ne făceau vesel semn cu mâna atunci când ne depășeau. Filozoful deja citat, S. Ren Kierkegaard, a redat acest lucru într-un mod măiestrit, într-un limbaj foarte expresiv. Imaginează-ți un vapor enorm, mai mare decât toate navele mari care există la ora actuală, un vapor care poate găzdui mii și mii de pasageri, și că totul în interiorul acelui vapor arată tot atât de luxos și minunat ca în bazme. În cabine e mare veselie și cel mai vesel dintre toți este capitanul. La orizont însă se profilează un punct slab. Va fi o noapte groaznică. Nimeni nu bagă în seamă acest punct sau nu bănuiește ce ar putea însemna el. Dar nu. Uite că e unul care îl zărește și care știe ce anume înseamnă, dar acesta e un pasager. Nu are nicio autoritate pe vas și nu poate întreprinde nimic. Pentru a face totuși ceva, singurul lucru care îi stă în putință, îl roagă pe capitan să vină pe ponte pentru o clipă. După un timp, într-un sfârșit, apare și capitanul, care însă nici nu vrea să audă de așa ceva și se grăbește să coboare, iar în cabină, fluturându-și câteva glume din mers, la societatea nebunatică și zgomotoasă, care îi făcea acum în veselia generală urări de să trăiască,
În sărbătoarea generală, deasupra tuturor este elogiat acum capitanul. În spaima lui, bietul pasager se încumetă să-l mai deranjeze încă o dată pe capitan, chiar cu riscul de a fi nepoliticos, căci punctul cel slab se află neschimbat la orizont. Va fi o noapte îngrozitoare. Îngrozitoare pentru miile de pasageri care se distrează fără grijă, îngrozitoare pentru capitan care nu vrea să știe nimic despre pericol și mai îngrozitoare încă pentru singurul care vede pericolul și știe ce va urma și care este doar un pasager. Kierkegaard a folosit această imagine acum 150 de ani pentru a ilustra o anumită situație din Danemarca de atunci, dar eu nu cred că este foarte nimerită, dar eu cred că este foarte nimerită și pentru noi, cei de astăzi. Dacă Dumnezeu există cu adevărat și dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și mesajul lui adresat nouă oamenilor, lucruri de care eu sunt deplin convins, atunci se poate observa și la orizontul secolului nostru, care se apropie de sfârșit, un punct alb și vă spun că va veni o noapte îngrozitoare. Biblia vorbește limpede despre judecata lui Dumnezeu și despre faptul că fiecare om se va înfățișa odată în fața lui Dumnezeu pentru a da socoteală de ceea ce a făcut cu viața pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Apostolul Pavel și-a încheiat vestita cuvântare de pe Areopag, ținută în fața filozofilor Atenei, cu următoarele cuvinte. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit prin aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Faptele Apostolilor 17:30-31. Pe atunci, cei mai mulți dintre ascultători au reacționat cu bagiocură. Unii au vrut să afle mai multe despre acest lucru, dar numai câțiva au fost cei care au fost gata să tragă anumite consecințe din cele auzite, luând singura decizie corectă. Dacă ne-ați urmărit firul gândurilor până acum, veți sta în fața unor consecințe asemănătoare. Ați putea zâmbi compătimitor, mirându-vă de faptul că mai există oameni care sunt atât de înapoiați, încât să creadă în Dumnezeu și să aibă încredere în Biblie. S-ar putea și ca să doriți să aflați mai multe despre Dumnezeu și despre felul Lui de a vedea lucrurile și să vă propuneți să citiți odată ceva din Biblie. Aceasta ar fi o decizie cinstită și rațională. Poate că sunteți de acord în conștiința dumneavoastră cu ceea ce am încercat să lămuresc prin aceste rânduri. Atunci ar fi important să întreprindeți pași concreți, să luați în mod conștient contact cu Dumnezeu, să puneți punctul pe i. Vorbiți cu Dumnezeu despre viața dumneavoastră, despre vinovăția dumneavoastră, despre ateismul dumneavoastră de până acum. Poate că vi se pare ciudat să vorbiți cu cineva pe care nu-l vedeți. Am imaginat că stau de vorbă cu Creatorul și susținătorul întregului univers, despre care Biblia spune că numește fiecare stea pe numele ei, că El mă cunoaște în mod personal și că e interesat de viața mea, pare într-adevăr să ne depășească puterea de înțelegere. Și totuși, așa stau lucrurile, chiar dacă eu cu înțelegerea mea mărginită nu pot să le cuprind. Eu pot doar să vă încurajez să faceți acest lucru. Vorbiți sincer cu Dumnezeu și despre întrebările și îndoielile dumneavoastră și rugați-L să vă dea claritate. Nu contează, de fapt, niște cuvinte frumoase, ci doar o vorbire sinceră cu Dumnezeu. Și dacă puteți crede acest lucru, atunci mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru faptul că la Golgota și-a judecat Fiul în locul dumneavoastră, pentru ca vinovăția dumneavoastră să fie achitată și păcatul să vă fie ispășit. Știu din proprie experiență că nu este ușor să vorbești pentru prima oară cu Dumnezeu, să te angajezi să faci ceea ce n-ai făcut până acum, dar îndrăzniți să faceți acest pas, această săritură. Îmi amintesc foarte bine acum cum pe la 11 ani știam să înot, dar nu mă încumetasem până atunci să fac nicio săritură în apă. Mi-era imposibil să înțeleg cum putea cineva sări într-o apă adâncă și apoi sfidând legile gravitației să revine la suprafață. Vedeam cu câtă siguranță săreau prietenii mei în apă, revenind la puțin timp după aceea la suprafață, de unde îmi făceau vesel cu mâna. În cele din urmă, m-am dus la platforma de sărituri și mă uitam țintă la apă, plin de teama de necunoscut. Oare voi putea supraviețui cu adevărat dacă voi sări în apă? Dar când și primele fete din clasa mea au revenit la suprafața apei și se uitau cum stăteam tremurând
pe platformă la amețitoarea înălțime de 50 de centimetri deasupra apei și aceste fete au început apoi să chicotească și să-și șoptească una alteia, am închis ochii, am strâns din dinți și m-am aruncat în apă cu un curaj al disperării. Și ce să vezi, după câteva secunde, capul îmi era din nou deasupra apei. Făcusem o experiență care mi-a șters orice urmă de teamă în fața apei. Poate că vă aflați și dumneavoastră în fața unei sărituri asemănătoare în ceea ce privește întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu. Este posibil să cunoașteți deja câteva persoane care s-au încumetat să facă această săritură și care vă asigură că Dumnezeu este de găsit. Totuși pare așa de simplu și totuși este atât de greu când te afli în fața acestui lucru. Dumneavoastră vă aflați, simbolic vorbind, pe platforma de sărituri și vă este teamă de acest pas în necunoscut. Mi-ar place să vă dau un brânci ca să cădeți în apă, dar știu că nimeni nu are voie să facă așa ceva pentru că nici Dumnezeu nu silește pe nimeni. El vă dă posibilitatea să coborâți de pe platformă și să amânați această săritură sau chiar să vă abțineți să o faceți. Dumnezeu ar dori să aibă o relație cu dragoste cu oamenii, iar dragostea nu poate să constrângă. Pot numai să vă încurajez să îndrăzniți acest pas și să vă asigur din experiența mea și din experiența altor oameni de toate vârstele și de toate nivelele de pregătire că vă puteți baza în mod absolut pe promisiunile lui Dumnezeu. El împlinește ceea ce a promis. Aș vrea să vă reamintesc, în încheiere, cea mai mare catastrofă navală din istorie, scufundarea Titanicului, care îmi pare a fi simbolul vieții noastre. Pe data de 10.04.1912, cel mai mare vapor al lumii, de la acea dată, a pornit din Southampton ca să doboare timpul record de traversare Atlanticului și să ajungă cât mai repede posibil la New York. La bordul acestui uriaș transatlantic de 269 de metri lungime și având înălțimea unei clădiri cu 11 etaje, se găseau peste 2200 de oameni. Jos, călătoreau numeroși emigranți care fuseseră înregistrați la clasa a treia și care voiau să înceapă în America o viață nouă. Clasa a doua era ocupată cu oameni de afaceri, în vreme ce la a întâia călătoreau câteva personalități proeminente care se numărau printre cei mai bogați oameni ai lumii. Înzestrată cu un lux orbitor, ducând o cantitate de provizii care ar fi ajuns să hrănească luni de zile un orășel, această navă mândră, modernă, a pornit la drum, apreciindu-se că nu se va scufunda niciodată. Se renunțase la rachete de semnalizare, considerându-le inutile, ca și la un număr suficient de bărci de salvare. Siguranța pe care o prezenta vasul, precum și experiența vestitului capitan Smith, serveau drept garanție pentru o călătorie fără griji. Pentru a crea o atmosferă plăcută, fusese angajată o orchestră, iar pentru recreere erau săli de dans, de sport și de jocuri. La o depărtare de 400 de leghe marine față de țărm, veniseră 7 semnale radio ale altor vapoare care avertizau asupra prezenței gheții, semnale care au fost însă ignorate. Ultimul semnal venea de la o navă care se afla la numai 19 mile depărtare, la nord, prinsă între blocuri de gheață, care dădea semnale atât de disperate prin radio, încât din partea Titanicului a venit următorul răspuns plin de iritare. Omule, ține-ți gura, am treabă. Câteva ore mai târziu, la 23:40, s-a întâmplat un lucru la care nimeni nu se așteptase. Un iceberg a lovit vaporul lateral, spintecându-l. În vreme ce în saloane se continua dansul și veselia băuturii, la început doar capitanul și constructorul navei au bănuit după un rond de inspecție și apropierea catastrofei. Pe la 12:15 minute, de la bordul navei erau transmise semnale febrile către vasul aflat în apropiere, unde însă transmisionistul închisese aparatul de radiorecepție, ducându-se la culcare. Acum capitanul Smith a dat ordin să se transmită noul semnal internațional de alarmă, SOS, Save Our Souls, Salvați Sufletele Noastre. Pasagerilor le-a fost recomandat să-și pună vestele pneumatice. Puținele bărci de salvare au fost umplute mai întâi cu femei și copii și lăsate în apă, în timp ce marinarii vegheau sub amenințarea pistolului ca să nu izbucnească panica la bord, nepermițând bărbaților care nu căpătaseră dreptul de a urca în bărcile de salvare să aibă acces la ele. Milionarii ofereau $1,000,000, alții toată averea lor pentru a cumpăra un loc în barca de salvare, iar ceea ce puteau oferi cei de la clasa a treia era luată în râs.
În timp ce Titanicul căpăta din ce în ce mai mult o înclinație îngrijorătoare, orchestra cânta Boogie Woogie. Într-un târziu, luând pentru ultima oară bagheta, dirijorul Harley a dat ordin orchestei să intoneze coralul Mai aproape, Doamne, către tine. Mulți dintre cei care cântau, impresionați și zguduiți împreună cu orchestra, câțiva se rugau, alții blestemau sau făceau glume sarcastice. Un lord englez a apărut în fracul de gală împreună cu servitorul lui. Ei voiau să se despartă de viață într-un mod demn. O doamnă în vârstă și-o voia să se urce în barca de salvare pentru că voia să moară împreună cu soțul ei. Câțiva se închiseseră în restaurant și se îmbătaseră, alții se pregăteau să se sinucidă. Un grup restrâns al celor care nu puteau crede că lucrurile care se întâmplau erau reale și nu o simplă manevră zgomotoasă, și-au îngropat această iluzie când s-a auzit limpede în difuzor vocea capitanului. Nava se scufundă. Echipaj și ofițeri ai Titanicului, sunteți eliberați din slujbă. V-ați făcut datoria, dovedindu-vă a fi demni de numele britanic. Să scape cine poate. Dumnezeu să fie cu voi. Pe la ora 2, pupa corăbiei s-a mai ridicat încă o dată, pentru câteva minute, drept în sus, ca să se scufunde odată pentru totdeauna. 706 oameni au reușit să fie salvați de Carpathia, vas care, recepționând mesajul, a venit repede la locul catastrofei, însă 1503 oameni și-au aflat atunci moartea. Viața noastră se aseamănă acestei ultime călătorii a Titanicului. Siguri de sine, fără nicio grijă, mândri și făcându-și multe planuri, plecăm la drum. Ne îngrijim ca drumul să fie cât mai agreabil posibil, alungăm gândurile care ne amintesc de pericol, căci ne considerăm a fi titan de neînvins. Avertizmentele nu sunt băgate în seamă, la auzul lor trezindu-se în noi mai degrabă reacții iritate contra acelor încăpățânați care trag alarme de semnale de alarmă spirituale. Dumnezeu ne trimite semnale telegrafice, ca să ne facă atenți la punctul alb de la orizont. Dar exact ca și în cazul radiotelegrafistului de pe Titanic, reacționăm iritați. Țineți gura, am treabă. Apoi vine zguduitura aceea groaznică. Mai întâi, încercăm să alungăm teribilele bănuieli până când suntem siliți să privim realitatea în față. Suntem pierduți, fără speranță, incapabili să ne ajutăm singuri. Depindem de ajutor din afară. Întrebare. Cum poate îngădui Dumnezeu toate acestea? Este inutilă. Trebuie să fie luată o hotărâre pentru că aici nu mai este vorba de un simplu joc de idei filozofice, ci de viață și moarte. Poți să evadezi cu droguri și alcool într-o lume ireală. Poți să spui capăt vieții, poți să încerci să întâmpini inevitabilul într-un mod demn cu costum și cravată. Sau să meditezi poate pentru ultima oară, la Dumnezeu și la veșnicie și să începi să strigi în nevoie. Save our souls! Tot așa cum în 1912, acest strigăt nu a dispărut în eter, ci a adus cu sine inițierea unei acțiuni de salvare, rugăciunea aceasta nu va ricoșa nici astăzi de tavanul unei camere. Dumnezeu așteaptă de multă vreme să vă audă strigătul după ajutor ca să vă poată trimite o barcă de salvare. Fiecare din cei ce vor chema numele Domnului va fi salvat. Romani 10:13. O, ce ar ajuta unui om dacă ar câștiga lumea întreagă, dar s-ar pierde pe sine însuși? Ce ar ajuta să câștige timpul și ceea ce aparține timpului dacă ar rupe cu cel etern? Ce ar folosi să străbată lumea cu pânzele sus, mânat de briza veseliei, dacă ar eșua la țărmul veșniciei? La ce ajută ca bolnavul să-și imagineze ceea ce cred toți oamenii? Că ar fi sănătos când totuși medicul spune el e bolnav. S. Ren Kierkegaard. Sfârșitul cărții.